Salut, salut! Dacă sunteți pe aici, care sunteți? Haideți să vă spun o poveste care am fost acolo prezent, pe aceeași secție. Da, să încercăm și noi. Care sunteți și vă face plăcere și doriți? Vă dați și voi o distribuire de asta, că acum am aflat și eu de la Alberto cu distribuirea. Să vedem. Dacă este cineva prin chat, te pup, Adriane, te pup. Care e Adrian? Calu, că nebunesc, că nu se vede aici, că nu pot să văd, să mor eu. Nu se vede, pe bune. Am și o rugăminte, dacă e cineva pe aici, dacă e afară de Calu. Salut, Daniele, salut. Fraților, dați și voi like-uri de alea, că am înțeles că ridică live-ul, like-urile. A, băi, sunt și tap-tapuri aici, eu n-am știut chestia asta, pe cuvântul meu. Salut, Carlos, salut. Dați și distribuire, exact totul, cum e acolo și aici, nu e mare diferență, dar trebuie să te obișnuiești cu chestiile astea, că... Bine, eu nici acolo nu prea ceream tap-tapuri sau alea, mi-era și rușine. Asta e, cer eu aici ca să nu mai fie rușine, să nu mai fie nimica, nu? Salut, frăține, salut, fratine. Vă pup pe toți să vă trăiască copiii voștri, familia voastră, tot ce vă doriți. Haideți să mai strâng și noi puțin, măcar să strângă câteva persoane, dacă se vor strânge, care durește. Am să vă spun o poveste, într-adevăr, reală, deci foarte reală, ce s-a întâmplat în penitenciarul Jilava. Când a fost tăiat un polițist, mulți, foarte mulți, ați auzit de un băiat, un Calu, care l-a tăiat pe fluieraș, pe gaborul fluieraș. Da, vă rog din suflet, dați-mi și mie like-uri de-alea, am înțeles că ridică life-ul. Tap-tapuri, băi, că sunt tap-tapuri și aia. Îmi vine să râd, că, na, nu sunt obișnuit nici pe TikTok-ul ăla cu tap-tapuri și ăla, de rușine cer. Distribuirea alea ar trebui ca să ne strângem și noi puțin mai mulți, pentru că e o poveste foarte interesantă, super ok, e super poveste, pe cuvântul meu. Deci chiar vă spun la modul cel mai serios că e super poveste. Nu e ce au zis pe la lume, pe la astea. Și o să aibă o continuare chestia asta și pe secție 4-a, când a fost adus acest individ. Salut, Viorele, te pup. Mersi frumos, frate. O să aibă o continuare, că dați pe a treia, pe urmă când l-a luat pe un producător și a băgat ceva, o să vedeți cum e povestea toată din cap până în cap. O să vedeți că nu este chiar așa cum... Că de-aia vreau ca să strângă mai multă lume, că dacă se strânge, pot să o expun povestea, ați înțeles? Că eu dacă o expun, mulți o să mă întrebe și cum s-a întâmplat și cum alea, o să înceapă întrebările și pe urmă trebuie să o reiau de la început. Și e aiurea, pe cuvânt. Așa, cine dorește, nu-i problemă. Să dea distribuiri de astea, că am înțeles că merg distribuirile și pe aici, și like-uri de alea, că like-urile am înțeles că se ridică în chestia asta mai sus, nu știu. Vă rog frumos, dacă o face plăcere și dacă se poate, dacă nu, o povestim așa, nu-i problemă. Cum vreți. Dar e păcat de povestire, la modul cel mai serios, pe cuvântul meu. O, te pup, Adiță, te pup, frate, te pup. Te pup să străiască ce-ți dorești, nene. Te pup, frate, te pup.
Bă, știți cum ne facem? Haideți să încep. Mai bine povestesc ca să fie mai ok. Dacă intră întârziații, le explic așa repede în mare ca să se înțeleagă. Eram pe penitenciar pe Jilava. Eram pe secția a cincea. În cameră. Eram pe secția a cincea, eram în cameră. Acolo ne-am făcut eu beraua de, v-am spus. Ne-am făcut beraua de, v-am spus. Am făcut cu plata, am spus în vloguri. Bine, n-am ajuns acolo. N-am ajuns acolo, dar o să am ajuns în vlogurile mele acolo. Dacă vedeți vlogurile care îi face plăcere de vadă vlogurile, vede beleaua care am păsit-o. Așa. Și era pe secția zincea. Salută, salut, Adrian. Salut, Voiculescu. Vă salut pe toți, să vă trăiască copiii voștri, familia voastră, tot ce vă doriți, fraților. Era pe secția pacifică. Și am ieșit afară la el. Cum să ies afară la el? Dimineața, da, dimineața era. Eram pe hol, dar eram în față când s-a întâmplat chestia asta. Problema este felul următor, pentru că persoana care l-a tăiat pe gamorul ăsta mi-a povestit, pentru că suntem prieteni buni, e fratele meu, la modul cel mai serios. Dacă vă spun frate, e frate. Omul nu e papagal de la băgat săgeat sau la... Nu, omul e ce trebuie. Băiatul ăsta era la camera 90, da, 90 era BDZ, mi se pare la Anghel Spoitor în cameră. Atunci tipul la Anghel Spoitor mi se pare că era la spălătorie. Avea și cameră de bizi. Că așa era înainte. Nu erau cu muncile ăla la spălătorie să se facă camere pentru munci, pentru chestia asta. Ei își joacă o cameră pe secție și își la muncă ziua. Între timp au fost niște discuții în cameră. Cu barbuturile, cu chestia asta care se face, că pe la BDD, frățiorii mei, se mai fac, cum să vă spun eu, mai se fac și măgării pe la BDD. Obligatoriu să fac măgării. Pentru că asta e, se fac. Fluierașul ăsta a primit câteva reclamații după acolo, după în cameră, după la lume, după asta, că ești BDD pe hol, că BDD mai sărea și pe la alții ca să-i bată. Sau... Mai... BDD, BDD, fratele, făcea așa și sărea și aia era. Nu știau decât margele și chestii de-astea. Ăsta era șef de tură pe toate trei ture. Deci, Gabor ăsta care a fost tăiat era șef de tură pe toate trei ture. În penitenciar, cum ar veni. Deci, sunt trei ture în penitenciar care se schimbă între ele. Ăsta era șeful turelor, cum ar veni. Adică, cum ar veni miezul din ele. A deschis ușa, exact ce mi-a spus prietenul, fratele ăsta meu, a deschis ușa ca să poată să scoată pe Anghel ăsta la muncă, să se ducă la muncă la spălătorie, unde era el, sau nu știu, la comandă undeva. E, în timpul ăsta, ca să înțelegeți, fluierașul ăsta vrea să spargă camera de BD, vrea să o arunce, să-i împrăștie. Lui ăsta i s-a pus pe creier. Stai, mă, de ce să-mi spargă asta camera? Zic, e bine, mă, pentru... Și făcut fiecare rostul acolo, într-o cameră, într-o aia, să trăiască, să fie bine, să... Asta e. Și mi-e bine să și râd. Eram în față. Așteptam să mă duc afară la aer, că scoate tot aerul și pormă de ăla. N-a vrut să scoată la aer pe ăștia, pentru că era problemele cu ei și se aștepta ca să vină să scoată, să-i mute. A înțeles, să-i spargă camera. Adică l-a apăsat pe loc și spărgea bizitic, venea alții. Și când a deschis ușa asta, era chiar fluieraș ăsta, a dat să iasă Anghel Spoitorul ăsta, dar calul n-a mai apucat să iasă. Și l-a luat pe Anghel Spoitorul, l-a împins într-o parte, a scos cuțitul, bang, și-a fugit după milițian. Milițianul, când a văzut cuțitul, băi, să mor dacă vă mint, nu ați gândit la modul cel mai serios. Nu vă mint, că... Eu nu vă mint, dar e lumea care confirmă, care a fost acolo, pe penitenciar, pe Jilava, fraților. Când a văzut, a aruncat cheile din mână și n-a mai fugit încolo să fugă spre biroul de poliție. Că s-a speriat și a fugit invers. A luat-o în dreapta, a fugit și a făcut dreapta cum ar veni pe scurtă, unde era scurtă, unde era Cristoforul, unde era acesta. Și l-a prins calul acolo, că nu mai avea unde să fugă, pentru că era capăt de linie. I-a dat. Bă, la cam leșinat. Că au venit și a mâncat și l-a luat pe ăsta, pe sus, săracu, a mâncat o bătaie de nu... Aleo, nu vă zic să o alea. În fine. L-a luat pe capul frumos, l-a împachetat frumos, cum se împachetează, hap pe spital direct, pe civil. A vrut să-i dea mandat. Nu știu dacă i-a dat mandat, dar o să vorbesc cu el să vedem dacă i-a dat mandat sau nu i-a dat mandat. Dar nu i-a dat mandat. Îmi impresia că s-a judecat și i-a dat restrictivă și 10 zile de izolare.
Și cam asta a fost chestia cu asta. Că de aici continuă, înțeles? Mă ia pe mine după secție, după 5-a și mă mută pe a treia. Mă mută pe a treia. Nu știu ce fac eu pe acolo, nu mă cer sau alea. A fost un polițist, nu știu, nu a vrut frumos și am zis, du-te bă, morții mății de gabur, că să mă uitați să vorbesc așa, bă, pula, morții de gabur, du-te morții mății cu tare. Bă, mi-a făcut răbăr și m-a băgat pe izolare, mâncam așa. Când zici, pe izolare, cine crezi că era? Era țapul ăla din Bercen, care cunoaște zonă, ăla care a murit, drogat. Nu se droga atunci. Țapul din Bercen. Eu acum auzisem de țapul din Bercen, dar nu-l cunoșteam, frate, că nu aveam de să-l cunosc. Hai noroc, hai noroc, că ce faci, lume, ce să fac, nu? Ești de mult aici, apoi m-a băgat și pe mine de dimineață, pe el băgase dimineață și pe mine mai după masă. Și, păi, domnule, stai aici, stai cu tare, bine, n-am mâncat eu cu el. Sau alea mi-a văzut treaba mea că auzisem vorbele că e prăduitor și calea și urât. Dacă te pui la masă cu prăduitor, ești prăduitor din sat. Calul ăsta era băgat, a ieșit după restrictivă, deci asta era după ce s-a întâmplat, după asta a ieșit după restrictivă, frate, și era băgat într-o cameră acolo. Nu mai știu pe la ce cameră, mi se pare că 45. 45, da, camera 45. Și el tot venea pe la mine. Ai mă, țigări, ia țigări, bam, 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 băga pe vizor. Nu putea să-mi deschidă vizeța, frate, că vizeța avea un lăcățel. Ai înțeles? Și scotea lăcățelul în inițial numai că se dea masa. Sau la masă, dimineața la ceai, după masă la masă și salut omule, cu respect, frate, te pup. Și seara, numai că se dea masa să deschidă vizeța. N-aveai cum să ieși. Era un celular, frățiori, nici să vă explic. Un celular cu un rând de 4, 1 și 2, atât nu mai era. Ba da, 1, 2 și 3. Ba nu, mă. Da, 1, 2 și 3. Erau, bă, stai, 2, 4, mă. Nu, mă, frate, un singur rând de 4, să mă, un singur de 4. 1 și 2, atât. Nu pot să zic că am dormit jos, că mă bate Dumnezeu, am dormit sus la 2, că omul venise primul și ocupase patul, că dacă era mine, ocupam eu și nu avea ce să zică nimeni, nimic. Da, am dormit sus la 2, frate, că asta e. Că așa e pe izolul pe astea. Tineta în cameră, veceu de la cu Turcescu care a descoperit, că așa era, Turcescu, dar era mizerabil, frate, că nu făcea nicio curat, nu făcea nicio curat, să-mi bag pula. Bași mâna, căcat în mizerie, n-are, că faci, nu faci, frate, stai și stai de treaba ta, că ai, ai, cât 10 zile, ce 10 zile. Și care o să venea mereu pe la mine și pac, 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 mănâncă câte două, trei țigări, pac, câte două, pac, pac, o găoace de-asta, pe o vizetă care se uită gabori. Pac, pac. Bă, și vine ziua ca să poți să ies afară, bă, izolare. Și ies afară, de fapt, iese ăsta primul sacul și îl bagă într-o cameră, ai înțeles? Deci cum îl bagă, cum ieșea izolarea, era în capăt de tot biroul la poliție, venea lunga toată. După lungă, venea izolare, două izolare, una, două izolare, înțeles? Și eu am în ultima izolare cu asta. Și de aici pleca o scurtă unde erau alte patru camere, care fusese înainte, care știe ce a fost patria, care fusese, cum îi spune, carantinele odată. Și îl bagă în prima cameră, pe stânga, pe scurtă. Vine și ora mea, vine la, haide-mă, că ia să ce ai pe aici, că ieși afară. Da, boss. Mă duc înapoi pe secție, eu. Nu mai trebuie. Înapoi, domnule, aici pe secție, să bagă, uite, în prima cameră aici. Mi se pare că era, nu mai simt ce camera. Să nu vă mint, nu vreau să vă mint sau alea. Dar nu mai simt ce camera. Când intru, țapul acolo. Direpul șef de cameră, în cazul. Deci direpul șef de cameră. Salut, micromic. Ce să fac, frate? Uite, fac o povestire cu calul care te-a băcut de reaș. Mă bagă, îl văd pe țapul în cameră. Dumnezeu, te-a băgat aici, cu tare un altă, că ar fi așa pe el, cam alea. Băi, nene, eu nu știu. E o regulă. Când ești prăduitor, când ești brangiu, când ești astea, bă, nu mai ai tu pe ăsta așa. În fine, stai acolo și vreo 4-5 zile, asta stau. Bă, nu venea nici de acolo la vizită, mâncați. Nici miliția nu deschidă ușa din cauza lui. Bă, nene, adevărat, să mor dacă vă mint. Era foame te luci, ești nebun la cap, ce făcăci în camera asta că mor de foame, mor de țigări, mor de alea. Pă, bune, frate. Când vine o dată calul la vizită, zic, ce faci mai aici? Aici sunt. Păi te-am căutat pe sub, pe partea aia, dar mi-am ieșit pe afară, aici sunt. Dă și mie țigări, că sunt nebunit. Dă și eu, frate, mi-am stănut acum. Am stănut și mi-am zis două pachete de țigări. Ca și ai pe la prea mea, ne ajutăm într-un. Dă-mi și mie când ai, dă-mi și mie când ai. Băi, ți-a pun aici, îmi zice de mine. Te dă aici. Și ce? Dă, mă, dracul, cine îl bagă în seamă? Nici nu deschide capul, vizita putare. Bine, lasă-l în pace, lasă-l. Urma, fii atent,
nu știu cum va să plece, nu știu, la comandant el. Calul era pe acolo, Gaborul acolo. Calul se duce pe ușă și deschide la ușa, înțeles, Gaborul. Când a deschis ușa, nu s-a deschis ușa ca să rămână liber. După ușă mai e o gratie care se deschide și gratia. Împinge Gaborul, bașe cu un pix la ușă. Ba, pix, mă, pix. Ba, drept în loc, în casă. Și bă, nene, a spart ochiul, ești de bună cap să moară, mama, dacă vă mint. Doamne, că ce fuc! În fine, la oleu, cu tare, Gaborul, îți dai seama, a pus mâna pe ăsta, a venit și el alții, l-a luat, a ciomărit ăla. Săracul nu mai bădai mânca, să moară familia mea. Scoate pe la comandantul afară, ce face ăla acolo, ce are? Eu ce zic, mamă, să moară, mamă, să vezi că ăsta-i de mandalul ăsta. Și să mai aștepte să mai vorbesc cu ăsta, trece seara, trece alea, mă gândesc și eu, bă, hai, că a trecut seara, a trecut alea, hai să fie bine, hai să fie bine. A doua zi dimineață, intră apelul, direct în apel, comandantul, cu tare, dar să faci bagajul, și să se ia 5 ani, mă nebunit, mamă, uită-mă ce iasă, nu, pe secția 4, după 5 ani. Mă uit, pe secția 4 plec, da, gata șefului. M-a vândut și pe mine din cameră, cred că a văzut că am stat de vorbă cu ăla la vizetă și m-a vândut pe, și m-a bichindit din cameră. Fac că bagă jos pe patra. Unde mă bagă pe patra? Pe patra mă bagă pe scurta din partea alta unde avea vedere la femei. Dar pe la mijloc, așa, eram cum ar veni cu spitalul, nu intrarea în spital principal, partea asta altă. Nu prea puteam să văd nici la femei, că era viață dacă era la femei. Și nici în partea asta altă. Îmi bagă acolo. Când acolo în cameră, unul stângă. Nu, l-am cunoscut, frate, și nu știam, îți dai seama, eu până la întreagă, nu pot să-i cunosc pe toți sau alea. Vreau și eu pe ăștia mai cunoscuți, pe ăștia care aveau nume, că îi cunoșteam pe ăștia. Mă bag în cameră cu păcașele, cu tare, hai noroc, hai noroc. Ce faci, domnule, te-a dus aici, cu tare, el ca și cum ar fi cunoscut. Da, m-a dus și pe mine aici, uite, frate, dacă vrei, uite, ai un pat acolo, și-a lăsat-o pe un sus, ridică-te, mă, cu tare, dă-i patul lui. Cofi-te acolo, mă pune acolo, alea, și acum ce fac? Bă, nu era de trai, nu era de nimic, ai înțeles? Și am început să fac țuică, frate. Deci fățuică, deci fățuică. Eu nu făceam mult. Eu făceam puțin, făceam 2 kg, 2,5 kg. Să vând, să-mi rămână, să pot să trag și eu la băsea, să dau și eu. Adică să am țigări, să mă mențin. Deci, uite cum am țigări, mă mențin cu țară. Mama, când deschid la ușa, am mâncat cu trupă în spate de milițieni, cine intră, calul să mă facă familia. Cum am intrat el acolo? Că nu mă lăga acolo. Când îl văd pe calul, el ce zice? Îl treabă la, bă, cunoști pe cineva pe aici? Pe cine mai pe aici? Pă, uite, l-am băgat și pe Stoicov acolo. Acolo vreau eu, la Stoicov. Gata, acolo vreau eu. Salut, Filip, salut, frate. Acolo vreau eu la asta. Gata, mă, acolo. Și îl bagă pe calul în calul, nu mânca așa. Tăi, ce faci, mă, până la mă, ce cutare? Aveam acolo și aici o țigări, aveam nesc că dacă vii să frică, ai înțeles? Ia, mă, țigări, țigări, n-am, domnule, hai, vină cu ce. Cu cine să mănânce? Mânca cu mine, nu mânca cu altcineva, mânca cu mine, fratele meu. Deci și mănâncă, deci mănâncă. El acum a văzut că eu băgam țuică de aia ca să fac... Dar eu băgam puțină, 2, 3, 4 sticle maxim, să fac și 2,5 kg. Băi, erau sticle și trebuia să ai grijă de le amesteci, să le cutare, să le lași desfăcute, mirosea în cameră dacă băgai prea multe. Se uită la mine, băi, știi ceva? Ce? Tu te-ai pula mea de aici. Păi, orică bași în sticlă, orică băgăm 100 de bucăți, tot aia e. Bă, să mor dacă vă mint, dacă zic la mișto, să mor dacă vă mint. Băi, nene. Și pleacă pe toată, îl scoate Gabul afară, că era tură bună. Mai îl scotea pe afară, pe toată, n-am sigur, n-am mai... Bă, și trece și zice, cred că a adus vreo 60 de bidoane mâncați și de sticle. Băi, nene, zahăr, ia aici punga de zahăr, ia cartofi, ia alea. Și eu zic, bă, ce faci? Da, scăvesc, frățiorul, da, scăvesc. Bine, mă. Și se apucă, ne apucăm, toate le băgăm, toate. Și ce zic, bă, să moară familia mea, dacă le băgăm pe toate, când intră miliția la apel, sau și să închizi ușa, că se duce cineva sau alea, și te pun la cap, îi sparge minusul de vin, că se face vin din ăla, ai înțeles? Lasă, domnule, ori riscăm cu ați, ce riscăm cu 4 sticle? Da, om ăsta, băgăm ca să facem o dată forță, să luăm țigări, și vedem, noi plecăm de impura pe aia, că se zice ceva, da, și zic, bine, mă, hai, mă, așa după el. Nu pot să răspund, frate, sunt ocupat. Nu pot să răspund. Acum o să te sun eu mai încolo. Da, frate.
ți le bag. Treci o zi. Dar ar trebui să le dai drumul ca să poată să fâsie. Că dacă nu fâsia, ți-o umfla sticla și bubuia în casă. Și îți dai seama că face presiune, face acidul acela, bang, bubuie. Pac, îi dă-i drumul, îi dă-i drumul alea, mă, nene, când a intrat Gabor în cameră a treia zi. A tăcut din gură și a ieșit afară. Știi cât a durat de la apel? Până a ieșit afară și a intrat intervenția peste noi? Cred că 10 minute, ești de bună cap. Bine, cu tare. Piață, hap cu tare. Eu ce zic? Ne-a luat să moară mama. Dar el, păi ce vrei, domnule? Dacă luam țigările, cum era? Păi dacă spun, bă, că nu merge să ia atât țigări. Unde o făceai toată ta suică? Dar și eu m-am luat, păi hai să facem, hai. În fine, iară bătaie, iară bătaie ca să se răzbune pe el că l-a tăiat pe Gaborul ăla. Îl ia și îl mută, mi se pare că pe izolare, înțeles? El ia ale mele, ia ale mele toate. Mă mută și pe mine. Cu tot e în gură, mamă, să te fut. Mă mută și pe mine, mă, să moară familia mea. Ce vreți, mă, frate, mă? Lasă-mă, Costel, că îmi trebuie, frate. Mă mută și pe mine. Cum a luat și pe mine și m-a mutat? Când mă ia, mă duce sus pe cincea. Bă, nene, stați așa, ce fac? Și ce alt? Bine, pe cincea. Și continuarea, stați un pic, mai vă spun și continuarea, ce s-a întâmplat și pe cincea seara. Sunteți 60 și ceva de persoane, cam așa mi arată mie. Văd și sus aici că e 6 și 2. Acum că o fi 2 sau că o fi 6, credeți-mă că nu știu să mor, vă zic. Am și o mare rugăminte la voi, dacă se poate, fraților, să vă trăiască familia voastră. Tot ce vă doriți, să aveți parte de fericire, de libertate, de tot ce vă doriți în viață. Dați și vă distribuirea, ca să pot să anunț și eu, dacă vreți să ascultați, cu gala asta de la Birmingham, care este mâine. Lasă dacă îmi face plăcere. Dacă nu, spuneți-mi minciat. Bă, lasă, gala, hai povestește-mi. Să mor de nu adevărat, zic. Eu vă povestesc, frate, că asta e. Dar e un super băiat, e prietenul nostru. Știți și voi despre ce e vorba, despre George Ambrozie, care mulți îl urmăriți. Și e super ok. Ați înțeles? Ca să o fac să înțelegeți. Mâine, pe data de 2, mâine, asta e un lucru bun pentru voi. Deci nu pentru el sau pentru cineva, că nu intră niciun ban în buzunar la nimeni, ca să înțelegeți. Deci mâine, pe data 2, la ora 4 a Angliei sau 6 ora României, se va ține o gală, Road of Glory 2. Ați înțeles? Drumul Gloriei 2, pe românește, ca să se înțeleagă, că pe engleză mi se rupe din singură. După ce că mai am eu 2 știri, vorbesc în engleză, aiurea. Așa, sunt 3 sau 4 centurii pentru campionat pus, 3 sau 4 centurii la 6 seara, da, ora României. Ora României 6 seara, 4 ora Angliei. Că în Anglia se ține, în Birmingham. Sunt vreo 4 centuri. Deci gala asta, ca să înțelegeți voi, ca să puteți să știți, în gara aceasta se va bate Tolea cu Paris. Deci va fi un meci de RXF, cum ar veni event și pentru ei ca event, că e Tolea și Paris și cred că toată lumea e curioasă ca să vadă cine bate între Tolea și Paris. Și eu sunt curios să văd care se bate. Nu poți să pui nici până, nu poți să pui. Da, e ok, o să fie meci frumos, că o să fie râsul până la mea, să nu știm, vedem și noi. Sunt 4 centuri puse, deci sunt 4, nici nu știam că e... Da, mă, Tolea cu Paris s-au invitat pe TikTok și au meciul acolo. Problema e că ăștia de la XF nu au, cum să spuneți, n-au acces, n-au astea și nu o să... De fapt, George o să facă cel mai ok lucru posibil. Sunt 3 centuri, gala e de kickboxing, nu e de box, e de kickboxing, gala. Băieții care sunt acolo și stafful este condus de domnul maestru Merișanu, maestru Marius Merișanu, George e în staff. Ce este ok? Deci gala va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube CTP-ul al lui George, ca să știți, și fără plată, la liber. Adică intră live și vedeți ilegală, ca să înțelegeți. Eu zic că e ok să nu dați niciun ban, să nu dăm niciun ban, să nu vrea să ne uităm la gală, să vedem cum se bate Tolea cu alea, că toată lumea vrea să știe. E super ok. Asta care vrea și face plăcere. Pă bune. Eu, părerea mea, și eu sunt curios să vedem cum se bate ăștia, cum aia.
Normal că da. Bună seara, Carla. Acum ai intrat și te-am văzut în chat când ai intrat. Îți spuneam, fără nicio problemă, bună seara, Carla. Nu să mă atenționez după cuvânt. Și eu cred că îl bate Paris pe Tolea. Și eu cred la fel că îl bate Paris pe Tolea. Dar și Tolea e talent mare, ca să înțelegi, și duce mult la bătaie. Tolea duce mult la bătaie. Tolea e bun în casator. Acum nu se știe, frate. Pe canalul Ce Tupeu. Deci canalul de YouTube Ce Tupeu. Canalul George Ambrozie. El o să îl dea în direct. Ați înțeles? Adică o să-l pună în direct fără bani, fără nimic, ca să se înțeleagă. Deci cine intră pe canalul Ce Tupeu îl vede la liber. Vede toată gala la liber sau meciurile mai importante. Adică e o super ok chestie, că nu... Alții știți, cere abonament de nu știu cât sau nu știu cât sau alea. E bine pentru viitoarea gală, pentru că viitoarea gală vor fi câteva de astea de exerful cu miezurile care sunt pe TikTok, ăștia smartoi, care se bat cu pumnii. Și e o chestie bună. Asta care vrea să se uită, frate, voi știți, nu eu. Și eu zic că e ok, părerea mea, nu știu. Da, bă, și mă mută pe a cincea. Salut, salut, George, salut. Salut, salut, salut. Și mă mută pe secție pe a cincea, mă încață și. M-am vândut și de acolo. M-am luat garda și de acolo din cameră. Nu aveam stare, frate, pot să mă mai duc. M-a băgat pe a cincea atunci la... Stai să-mi aduc aminte. La prima cameră pe scurtă. Era în cameră Bazavanul la care era privitor. Da, te pup, 190, te pup. Era în cameră Bazavanul la care era un privitor înfocat. Să mor dacă vorbim cu ceva, dacă zic la mișto. Cu el în cameră mai era și Zabar. Nu Zabar la lucru softwork, era în altă parte. Cristi Valentina. 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 Valentiva. Valentina Valentiva. Vasilieva, Valentina Vasilieva, după nume par să fii doamnă, să rămână bună seara dacă ești doamnă, dacă ești băiat, te salut cu respect. Așa, deci Valentina Vasilieva, ok, am înțeles. Am făcut și eu rus la școală. Cristi, mi-e numele doamnă sau domnule. Sunt hoți, sunt boți, cum adică boți ca să scrie mă, în chat, ce naiba mă aiurea, cum botul scrie în chat? Sau sunt hateri. Că botul n-are cum să fie. Că botul apare, dar nu scrie nimic. Că trebuie să-l coordoneze cineva să scrie ceva. N-ai cum. Da? Habar n-am. Bă, eu salut pe toată lumea, că e ok. N-am ce să fac. Da? Și la mine, dacă o să fie live-urile, că o să fac live-uri sau astea, nu, m-au. Și dacă mă înjura și dacă are oricine care mă înjura, n-am să răspund. Pentru că nu vreau, frate, ca să... O iau razna cu înjurăturile cu astea. Eu nu înjur pe ăștia pe TikTok, mânca zici, care pe TikTok intră când intră un live câte 10-20 și mă înjură. Păi ce să înjur? Dacă atât îți duce capul și aici 7 ani de acasă care el, am învățat să fie sănătos. Nu am nicio treabă cu el. Da, mă, și mă bag în cameră, acolo în cameră la Bazavan. Ba nu, ba da. Mă bag în cameră la Bazavan, era și Zabar ăsta, nu știu care știți pe Zabar ăsta, era prieten cu ăștia lui... Sunt, George, o grămadă nebun, frate. Uite-mă că nu e, bravo, Criste. El e bou, dar nu bot. Ok, am înțeles, Valentina, am înțeles ce spui. Dar de unde ești, din Republica Moldova sau din Rusia, ca să știu? Bine, pentru mine e egal cu zero, că eu sunt pro-rus. O dau și la Caterin, că poate Gheorghe Paicea trimite cu anghiul frână în mine. Vă dați seama, nu? Bă, frate, nu știu dacă l-am prins pe Claudiu Muntană. Eu când am fost, eu am prins mai miezuri. Erau miezuri. De exemplu, atunci la revoltă, hai că să nu mai dau din că m-am mutat în cameră și am început cu asta, înțeles? A, Moldova, Republica Moldova. Ok. Și că e bine pe acolo, că sunt țigările ieftine. Dar nu prea mai merge, că bagă și la pușcărie ca îndrăci mari cu țigările și cu astea. Au făcut niște, cum îi spune, niște pedepse pe aici și pe la de tăia cap.
Dar ți-am zis că nu l-a prins pe ăsta, pe cuvânt. Dacă, sau poate l-a prins și nu știu numele. Poate dacă l-a văd așa, sau le-a cunosc. Dar nu. Ca și nume nu spune nimic. Claudiu Montana. Ca și nume nu spune nimic. Dar să ți-am spus. Eu am prins ăștia mai șmecheri. Uite cum a fost la Revolta, ai înțeles? De exemplu, la Revoltă, frate, hai să vă spun eu cum a fost la Revoltă. Bine, dacă vă interesează să vă spun cum a fost la Revoltă, că nu mai am spus. În Gogol Opinion, ce să fac? Era pe acasă. Să vedem, poate pot să-i dau o dată, poate nu intră și el aici. Ia să vedem, ia chiar. Pot să-l aduc? Adică îi dau un chestie de asta, ca să vină. Adaug un invitat, stai un pic. I-am trimis, dacă o fi acasă, vine. Că nu stă. Ce să fac? Ce-am zis și acasă ăsta, Florine? Întreabă-l pe Racoș de Claudiu Montana. De ce trebuie? Bă, dacă el a fost pe Giurgiu, n-am ajuns pe Giurgiu, crede-mă, pe cuvânt. Băi, fraților, nu mai jignează. Nu, mă, lasă-i, frate, să jignească. Băi, George, lasă-i, frate, să jignească. Eu ce povestesc, eu nu povestesc balivernele, la mine nu s-au zis că sunt smartoi, că am tăiat, că am făcut bine, că mai sunt faze care trebuie să le povestesc că s-au întâmplat, dar mai scurte așa, nu vorbesc de multe. O chestie trebuie spusă, că asta e. Și de asta nu să zic, cum a fost la Revoltă, i-am prins pe toți ăștia, rămâne, erau toți luienii, eram partea să le era Circarul, i-am prins pe Mețin sus pe șasea, pe Bucile, care era sus pe șasea, cine mai era? Era Plată sus pe șasea, era Panchisul sus pe șasea, cine mai era? Matera din Periș sus pe șasea, erau mai mulți băieți, care într-adevăr erau băieți pe penitenciar. Și când a fost Revolta, bă, spuneți-mi dacă vă vreți să vă spun de la Revoltă sau alea, că acum pot să vorbesc cum să zic eu, să nu mai mă grăbesc ca vlog și ca chestia asta și să vă povestesc exact cum a fost. Scrieți acolo, dacă vreți, că eu vă spun. Mai întrebați și voi, nu stați să vă uitați numai în gura mea, că eu dacă, eu o simt, povestesc, logic, nu? Că de asta... Nu vreau să mint pe nimeni cu nimic și să nu fac nimic. Că șmecherii, când a fost Revolta, frățioare, vă spun cinstit, mâncau prin cambuză și altă lume murea de foame prin cameră. Să mor dacă vă mint cu ceva. Urât. Urât rău. Salut, Ele, salut. Cristi, câți ani ai fost la căpitanie? În total, 19 ani. Despre care am tot zis că a fost șmecher mare. Da, frate, Didele? Da. Deci, într-adevăr, Circarul a fost mar 2. Deci, Circarul, la modul mai serios, a fost mar 2, ca să ne înțelegem. Că a mai halit-o și după la Pârnaie, ca la Pârnaie. Că te halește care. A avut și oameni care l-a bătut. Și l-a bătut și unul la unul, l-a bătut fie și ăsta lui fratele lui Octavian. Nu știu dacă l-a bătut singur. Cred că o fi sărit pe amândoi pe el. Chiar nu știu, că nu eram acolo în cameră, dar eram patruia când s-a întâmplat chestia asta. Eram în cameră la Truncea. Când s-a întâmplat chestia asta, atunci când mi-a jucat nebunul la pachet, când mi-a jucat prietenul al meu pachetul la barbut. La câteva zile s-a întâmplat chestia asta. Ați înțeles? Și la ar să stă filia sau Octavian, nu știu cine ar dintre ei doi. Salut, tine, salut! L-a scos afară pe totul, dracu, că l-a ars bine. Nu l-a ars prost, l-a ars frumos. Iar gura. Pormă, pe a cincea, iar a mâncat-o, iar a halit-o, pormă la restrictivă, când era cu Metin și cu Timișoreni, la spate, l-a băgat direct pe spital, l-a spitalizat, frate, să mor. Cea mai urmă bătaia lui care a luat-o a fost aia când a luat-o la ăștia, cum zice, la... La Cristofor în cameră, la Calea, la ăștia, l-a tăiat Seghel, Seghel la jumechilință, și l-a tăiat Seghel, și după ce l-a tăiat, i-a spart tibiile la picioare, frate. I-a dat tărâși pe tibile de la picioare, le-a spart. Zice, mână, că nu mai putea să meargă. Tumor. A stat o grămadă în spital, de 6 luni sau 7 luni, asta pe spital. Mersi frumos, Valentina, mersi mult de tot. M-am conservat, că așa este. Când stai la pușcărie, mai te conservi. Sau ăla, bine, dar nu prea am avut cum să mă conserv. Că am avut și oportunitatea asta, adică să ies pe afară, că au avut și gabori încredere în mine, mai le dăm pe gândi țigări, mai alea, mai te scotea ăia, asta e.
De asta zic. Băi, hai să spun o chestie ca să înțelegi. Vrei să spun ceva? Am intrat și pe TikTok mai devreme, s-a vrut 2 ore pe TikTok. Frate, nu știu, mie îmi pare așa, că eu nu prea, cine, nu știu, care intră la mine pe live, pe acolo sau alea, eu nu prea cer nimica. Mi-e rușine să zic, hai mă, dar și voi tap tapul sau alea. Și când zic, hai mă, dar și voi, zic mai cu rușine, mai, hai mă, dar și voi. Și mă rog de ei să vă trăiască familia, să vă trăiască ce vă doriți, hai, vă rog. Mă rog, pentru că n-am cum să... Am avut eu o nebunie când m-am făcut de calul ăla și am avut dreptate pentru că am vorbit în masă de lume, am jurat în masă bucureștini, m-am simțit și eu la rândul meu și am dat în el. N-au dat nimeni și am dat în el. Cu toate că am fost vândut de bucureștini și pe TikTok, numai pe la Pârnaie, asta e. Ai călcat pe față. Prietene, poți să scrii românește, te rog frumos. Eu am făcut 100 de ani de pușcărie și știu să citesc și să scriu mai bine ca tine, să înțeleg. Scrie în normalitate dacă scrie ceva. Ai călcat pe față, ce să calc pe față? Scrie, explică-te. Păi cu tare, nu te grăbi, că nu te dă nimeni afară. Ai înțeles? Am călcat pe față, mersi frumos. Să fii sănătos. Dacă tu atât zici că poți să spui că am călcat pe față, frate, ce pot să spun? Să-ți trăiască familia ta și tot ce-ți dorești. Nu te ține nimeni aici. Dacă vrei, mută-te în alt chat și la revedere. Păi da. Da, papi cop. Papi CGP. Domn, băi, voi sunteți nebun cu numele astea. Puneți-vă, mă, numele care sunt normal, mă. Da, bine, că mai vă luați la mișto și pe aia și aia. Lasă-mă, Dixar, stai liniștit, frățiorul meu, lasă, stească familia ta și ce zici, frate. Stai liniștit, că nu... Nu vezi tu ce... În jurături la mine n-ai să pupănești niciodată, crede-mă, pe cuvânt. Da, mă, păi și Gigi Mușchi, dar Gigi Mușchi a fost singur, a fost cu tovarășul meu, cu Răvășilă. Că Răvășilă l-a tăiat și Gigi Mușchi a dat sum. De fapt, amândoi l-a bătut. Sunt informat sau nu sunt informat? Scrie aici, ca să știu. Alexia Mirea, să rămână, bună seara, doamnă. Da, mă, l-am cunoscut, de circarul era vorba acum. L-am cunoscut, cum să nu-l cunosc? Sincer, băi, sunt țigan. Dar arăt ca român. Știu pe băieții pe Timișorenii aia, ai înțeles, care au fost cu fapta aia mare, cu jafurile alea armate, nu știu dacă s-au auzit voi de ei. Pot să spun despre ei că niște băieți extraordinari. Când i-a băgat prima oară pe restrictivă, eram pe afară, pe acolo, pe a șasea, și m-am dus la restrictivă să văd și eu că era vorba. Bă, că vine Timișorenii, vine. Să vorbește într-o pușcărie, frate. Că vine ăla, că vine ăla, că vine ăla. Salut, salut, cu respect, Adrian. Ai înțeles? Dacă ceva avea mereu probleme, înseamnă că făcea măgării pe acolo. Stai puțin, astfel nu l-ar da lumea de atâtea ori. Da, mă, făcea și măgării. Păi, despre, nu prăduieli. Scoate din astea, că mai făcea măgării, mai lăsa pe la bitoacă, mai făcea, avea altfel de astea. Că nu avea el ca să și să bea, o lua razna. Ăsta e adevărul. Eu spun pe față, frate, la toți. Și vă spun de toți, care a făcut măgării. Despre ce vorbim? Hello, Alina. Să rămână, bună seara. Da, frate, stai mă puțin. Cu Timișoreni. Și m-am să-i văd și eu. Să văd și eu, bă, cine ești pe aici? Era ușa deschisă, că era cald afară, că la restrictiva, și cum e, vine ușa care se deschide, vine cam o jumătate de metru, vine o gratie, geamul. Înainte de geam vine altă gratie, adică nu poți să ajungi geam, nu poți să ajungi la ușă. Să bat sau alea. Și am zis la ei, salut băieți, salut băieți, și ce faci? Bă, aveți nevoie de ceva? Spuneți-mi dacă, frate, eu am avut o chestie, eu pe restrictiva și izolările că le-am cam ajutat, pentru că și eu am fost și pe restrictivă și pe izolare și pe mine m-a ajutat lumea și e o, cum să zic, e o obligație. Fiind și pedeapsă mare și astea ca să poți să câștigi și respect, ca să fie ok. Că e până e totuși. Că n-ai cum să fii zreanță și să te ia lumea de zreanță. Serios, am mult ce mai serios. Alina, Rotiliuc, dacă ești copil, te rog frumos, încearcă să scrii mai ușor, nu apăsa din.
tase repede. Băi, am 50 de ani, frate. Salut, a fost unul dintre numele cunoscute. Numele cunoscute, spune-le tu și eu spun. Ăsta mâncă bătaie, ăsta mâncă bătaie, ăsta mâncă bătaie. Scrie aici, în chat. Și eu spun, da, mă, ăsta mâncă bătaie, ăsta mâncă bătaie, ăsta mâncă bătaie. Pă, bun. Ca așa, să stau să mă gândesc, așa cu văd numele, gata. Ăsta da, ăsta da, ăsta da. Serios. Ce-i cu nuțul? Ce discuție asta cu nuțul? Nu înțeleg. La ce te referi, Vrabie? Ce vrei să afli despre omul ăsta? Serios. Lotul Odobescu erau cunoscuți de la Timișoara. Ei erau cu crimă, nu cu jafuri. Băi, au avut niște jafuri și că a făcut și mortăciunea, asta e problema lor. Eu așa știam că erau cu jafurile la benzinării sau nu știu la unde erau. Laurul criminalului e fratele meu, e prietenul meu, ai înțeles, ca să se ține bine în cap, deci pe bune, am pus și pe la părnaie împreună, omul nu e prost, omul e băiat, ca să înțelegi, dacă înțelegi ce înseamnă băiat, nu a plecat surec la ce spune lumea și la cele că a făcut aia, că nu, omul și-a luat două mandate la pușcărie, e fapt angiu, e super ok, ca să înțelegeți, ca și băiat, ca și pușcăria care a făcut-o, eu vă spun ca să înțelegeți, deci n-ai ce să spui despre un om care a făcut fapte, frate. Fare n-a mâncat bătaie, tot care zi n-a mâncat niciodată bătaie. Erau să se clănciuiască, dar s-a opit tot. Altceva, zi. Nepe, zi. De la Graț ai cunoscut ceva băieți? Bă, am cunoscut ceva băieți de la Graț. Era unul Titu, adevărat. Mai era unul Marcel, care era cam miez. Marcel ăsta, i-am cunoscut pe Gilava, ca să înțelegi. Eu am cunoscut pe Graț, că n-am ajuns pe Graț, pe pușcărie. Dar, cum să spun și ei? Adică erau băieți buni. Respectuoși, îi ajuta, îi te ajuta. Era normal. În care vreți și vă face plăcere și aveți bună plăcere, apăsați pe pula de abonare la canal. Dacă vă face plăcere, dacă nu, fraților, lăsați-vă, că nu zic, bă, abonați-vă, că da, frate, lăsați-vă, că suntem pe aici. E bine că mi-a dat drumul ca să fac live și pot să stăm de vorbă, că vin și astea ușor, ușor. Chiaburu, ce mă cu chiaburu? Îl cunosc, e vreo mâna cap. Ești prost. Mersi frumos, Mario Gheorghe, pentru compliment. Chiar sunt prost, mă recunosc. Sunt prost că te țin aici în chat. De-aia sunt prost, da? Așa sunt eu prost. Te pup, te pup, Mariane. Genule, te pup. Acel chiaburu a fost, mă. A fost, ziceam, și Uțu de la Arad, mai m-a întrebat toată. Uțu a fost pură, ești de bun la cap. Și Gheabur a fost pură, ce aveți? Deci nu mai mă întrebați de nume, băi, înțelegeți, nu mai mă întrebați de nume, dar asta îi cunoașteți personal? Fii atent, hai ca să înțelegeți. Eu sunt o persoană care eu vorbesc foarte frumos de oamenii care îi cunosc. Și, în general, și de șmecheri și de smarluși, dar eu vorbesc foarte frumos. Indiferent de situație, dacă omul are un istoric în spate și chiar dacă a făcut anumite chestii mai nasoale sau mai rău, eu vorbesc frumos despre el. De ce? Pentru că nu sunt râsurile și paralelele care le-ați văzut voi. Ba pe TikTok, ba poate aici pe TikTok, că nu știu, nu m-am uitat pe YouTube-ul ăsta. Și am un respect extraordinar de mare față de oameni mai în vârstă și față de șmecherii ăștia care au fost vechi. Eu îi respect pe ei. Că și tăfărul la fel a fost printre ei pe acolo, a fost legendă, ca să înțelegeți. Și eu n-am cum să nu respect lucrul ăsta pentru că am crescut în ochii la șmecherii ăștia care, cum spune ăsta, Fane, Coco, ăsta, cum îl cheamă, Tamango, Top Canezu, eram pe acolo. Dar eram mic. Mă mândream. Dacă îmi dădeau un șut în curb, te bășea și o sticlă de bere de la Gutuița. Gutuița era cu mai toate. Ai înțeles? Că era berea la Gambrius. Te băia niște câteva sticle de bere, câteva de alea, ai înțeles? Că mă întorceam înapoi, se știa. Bagnota de 25 de lei, hap, s-o dădea. Dar te mândreai ca și la. Noi am vrut să mergem pe drumul lor. Dar nu s-a putut, frate, și nu s-a pasat niciodată în viața asta. De ce? Nu mai sunt timpurile de așa natură și nu mai sunt șmecherile care le-au dat. Și nu mai e furat cu de atunci, nu mai sunt șmecherii care le-au atunci. Acum toată lumea cu gloată, hai să ne batem în gloată, hai cu topoare, hai cu cuțite și nu vine unul. Bine câte 7-8-10 inși pe tine și te... ce să faci? Că tocmai asta a zis, mă văd, 7-8-10 inși pe tine.
nu te omoară și te duci frumos, ușor și larg și poate că îl tai sau alea, el te dă în primire, chiar dacă te-a bătut. E aiurea, e pădos, nu știu. Am făcut box. Cu cine? A, cu Ceaburu. Păi, asta e dreptate, așa e dreptate. Eu n-am cum să vorbesc niciodată de legende, frate, indiferent de situația sau de asta, uite, că se știe multe și despre Ion, cum ar veni, și despre multă lume. Dar oamenii ăștia, ei văd altfel. Eu zic, bă, l-a făcut șmechie, ce-a fost un jmenar. Mamă, la jmen să ia mulți bani. Dar așa făceam înainte, stai să fac și eu, să devin și eu jmenar. Cine e la pungaș? Mamă, stai să fac și eu. Deveneam pungaș. Adică, urmă, dar nu mai cum să ajungi. Și mai ales în ziua de astăzi, frate, hai ca să spun o chestie urâtă care am văzut-o și pe TikTok. Că de-aia vreau și că eu sunt un mai focos așa și vorbesc. Eu nu tac. Oamenii care au fost legende, Dumnezeu să ierte, care au murit. Băiatul la legende, ăla la legende. Și vezi că vorbește cu bulangii, stă cu lumea de vorbă, stă cu astea. Băi, înjositor. Bă, dacă tu, care ești copilul cu tare, nu știi să ai o conduită dreaptă pe drumul ăsta, ce respect vrei să mai ai tu de la lume? Niciodată nu o să ai respectul care trebuie și scuză-mă, nu o să fii niciodată considerat că ești băiatul cu tăriță dacă nu știi să respecti în primul rând și să lași capul jos la oamenii mai în vârstă. La modul cel mai serios. Chiar dacă te înjure și suferi de zmardele și de alea, lași capul jos, frate, și spui, da, unchiule, tu ești, ești gata să rămână, scuză-mă, unchiule, am greșit. Și îți faci jos și pleci. Nu să sar la bătaie tu, că vezi, Doamne, pe ce a făcut omul în viața lui, nu să faci toată viața, da. Dar mai sunt și destul mai polițian care scoate bricea cu stai la secundă. Că mai dat și din mâini. Multă lume. Păi, serios vorbind. Bă, mă găca. Spune ca să înțeleg, mă găca. Ce, nu știu de cine vorbești, merge ca. Nu mai știu de firul nimic. Cu șmec, uite, trebuia să mă duc săptămâna aia, să mă trăiesc cu șmec, cu puriu. Poate fac și un loc cu el să facem o caterincă frumoasă, o dare. Ai înțeles? Da, să dăm, frate. Nu știu, nu stă creierul acolo, crede-mă, pe cuvântul meu. Suntem doi, Will Smith, Pola, să fii sănătos. Omul negru. Mersi, frate. Eu citesc acum mesajele care le-am oprit pe loc ca să pot să vă răspund și vouă, că e normal să vă răspund, frate, că așa se face. Așa e normal. Care Marcel, frate? De care spui, Iordache? Care Marcel Nelly? Marcel sunt mulți. Marcel la de la gara, Marcel la de Pădești, sunt mulți, frate. A fost tăiat în restaurantul chinezesc. Bă, de cine spui, mă? Ăsta se dă noi. De ce spui, mă, știu? Păi da, mă, și Sticlarul a vrut să-i dea lui Coco la locuță să-l omoare. Cum l-am văzut și eu mai serios. Stai că o să vorbesc cu fratele lui Sticlarul să-l bag aici. Ia să-i, mă, să-l bag, să moară, mă, să-i fiu pe... Ia, ia pasă-o până la zi înainte și intră pe YouTube cu mine, să facem povești frumoase. Vorbim de fratele lui Sticlarul. Nu știu dacă ați auzit voi de Sticlarul, dar e primul spandasin al României, care a fost și a existat primul spandasin al României. După el, e Gogol Pinelu. Că, bine, e purisan ăla. Ce să vorbim? Gogol Pinelu. Are să zică nimeni de Gogol. Ești de bun. Cine spune ceva de Gogol, înseamnă că are dușmanie pe el. Să-l probeze. Că dă din mâini la secundă și acum. Ce ai de făcut dacă s-ar 15-20 pe tine? Mamă, ce întrebare ai pus, frățioare. Acolo e doar de dat din mâini. Uneori nu se poate evita. Bă, frățiorul meu, ca să spun ceva cinstit și pe bune, vezi tu, înainte noi când vedeam băieția și ce am văzut eu pe la șmecherii ăștia și pe oraș, pe unde am fost și când am fost și cu soalea, n-a sărit nimeni 10-15-20 de inci pe tine. Era parte în parte. Haide-vă să ne batem. Ai înțeles? Te bătea, dădeai noroc, îl băteai, dădeai noroc și mergeați la șpriț, mergeați la astea. Acum sare 15-20 de inci pe tine.
Ce și pula ta și înseamnă să iei 15-20 de pumni și 15-20 de picioare? Te face din om neom, ești de bun la cap, la modul cel mai serios. Îți revii și te duci și urmărești. Și ferească Dumnezeu ce le faci la vreunul sau alea și obligat când se văd în cărușoare sau în chestii de-astea, nu știu dacă se duc la gardă, eu spun sigur că se duc la gardă. Dacă o lași moartă, ascultă că e și o șmechirie aici, dacă o lași moartă, să spune că e singur, că n-ai putere. Așa trebuie să strângem, că dacă ai și tu un neam sau oare, trebuie să peste ei, pe urmă și faci, dar dacă o lași moartă ca și singur, urmează repercusiunile care te tăbară în continuu. Să te sare bani, ba să vezi doamne că e șmecher, să te tâlhărească pe șmecherie, pe astea, adică au un tupeu de să infect în permanență, în continuare. Dacă sare 15-20 de aici pe tine, frățiorul meu, singura chestie care este, nu știu, eu nu știu, n-am întâlnit chestia asta, dar spun un singur lucru. Nu văd rău dacă sare 15-20 de aici pe unul și îl bate, 20 de aici, 15-20 de aici, ală 1-1-2. Nu văd rău. Că omul nu-i bagă la pușcărie. Dar ce face pormul oamenii? Plătește de revine spume la gură. Și porma a doua oară nu mai sare 15-20 de aici pe el, sare 2-3. Aia care are bani. Da. Bine, n-am pățit-o niciodată și nici nu vreau să o pățesc, că eu personal, ca și cum sunt eu așa, ar fi rasul că aș da de moarte. Să moară familia mea. Ca să te scapi de frică, îți dai seama că dai și nu știi cum dai și aia e. Păi, tocmai asta am spus, că lumea vine la buchet, frate, ai dreptate. Ai perfectă dreptate să mor. Și cred tot ceea ce ai spus, da, frate, da, am fost și eu, Mario. Ce dracu? Nu știu, dacă nu am auzit la curs posibil, nu s-au întâlnit sau alea, nu, sau... Nu știu ce să spun și nici nu vreau ca să vorbesc, că nu știu. Să respecta întrebări, prima. Te-am întrebat pentru că sunt plătit și îți mulțumesc pentru răspuns. Bă, frate meu, nu trebuie să sară 15-20 de nici pe tine. Ai înțeles? Pentru că în momentul când eu te provoc pe tine, bă, te bat, te prind și te bat, trebuie să prind singur. Nu trebuie să prind cu încă 7-18 după mine. Că în momentul când te-am prins 7-18 după mine și te-am bătut toată lumea, eu să zic, l-am bătut pe ăla. Nu l-ai bătut tu, l-a bătut lumea. L-a bătut toți. Și spune, l-am bătut pe la cine? Cu tare. Ai înțeles? Că așa e normal. Dar oamenii nu văd lucrurile cum trebuie. Că asta e. Dar eu pun altfel situația. Dacă ar veni acum 10-15 peste mine, frate-te 10-15, sunt mulți. Pui mâna pe ceva și dai. Dai, mă, nu stai, dai. Că dai, așa sunt. Dai, nu? Și dacă dai la unul de moarte, sau alea, ei ca băieți îl leapă la și-l ascunde să zică că nu s-a întâmplat nimic, pun și-o întrebați la vouă, omul. Ia spuneți, face lucrul ăsta? Sau să-l ce la gardă și te băgă la părnaie? Bă, sincer, răspundeți să vă trăiască familia voastră dacă sunteți cum trebuie oameni. Nu m-am găsit moșului cu Marian Ivan. Îl știu ca și om, dar nu m-am găsit pe la părnaie. Da, mă, știu că n-a vorbit, ce dracului. Știu, așa e urmea, bărigăcioasă. Auzi întrebarea la ăsta în chat, ai femei? A întrebat ăsta, da, ai femei? De ce mă vrei să-ți dau și ție una? Sau cum? Nu sunt un pește. N-am fost pește niciodată în viața mea, n-am trăit după cărca la o femeie, ca să înțelegi. Și când am fost amărât maxim, o să vă povestesc eu în vlogurile mele și o să vedeți că nu știu cum m-am eliberat și ce am tras după ce m-am eliberat și câte săptămâni am mers cu hainele pe mine de la pușcărie, că e normal. Nu ne batem cu punii pe că suntem șmecheri. Hai, mă, ce dracu. Salut, Marusica, salut. Ai femei?
Păi eu cred că am și o soție, o nevastă. Cred că... Poate vrea să mă înjure de nevastă mea, mă. Zai, mă întreba, ai femei. Am, frate, femei, înjură-mă. Ce vrei să zici? Înjură-mă. Dacă îți face plăcere... Bă, fraților, mare rugăminte am la voi să vă trăiască familia voastră, tot ce vă doriți. Că sunteți mulți pe aici, dacă sunteți, că nu văd, că nu sunt, la mine nu mi-arată nimic acolo, nu știu că sunt sau că nu sunt, e, nu știu, nu, nu știu. Care sunteți pe aici? Încercați să nu luați chestiile mai așa mai bune din vlogurile mele care le vizionați. Bă, luați-mă lucrurile rele care se întâmplă pe la pârnaie și pe la aia și puneți-vă în gândul vostru, bă, frate, omul ăsta a tras o grămadă suferință. Amărăciunea alea. Bă, eu nu trebuie să ajung pe acolo ca să pot să trag cum a tras ăsta. Gândiți-vă la chestia asta și evitați să căzeți pe la pușcărie, bă, că pușcăria vă strică pe toți. La modul cel mai serios. Că te duci cu o pedapsă de un an și când te-ai eliberat, te-ai eliberat infractor, frate. Pentru că auzi acolo numai fapte, numai miliarde, parcă e miliarde, parcă e alea, ce trebuie cum să zic. Ăștia mă, pe capaia asta, pantrimon acolo cu mine. Am fost pe la el acasă. Hai mă, lasă-mă cu rusa, că e grea. Mersi, Ștefanele, mersi să-ți trăiască familia ta și ce-ți dorești. Deci, eu povestesc viața care am dus-o, nu vorbesc de smardoinile care le-am făcut, nu vorbesc că de bine am dus-o, că am dus-o și bine, stăteam cu până la sus, cum ar veni, știți ce zic. Dar luați lucrurile care mi s-au întâmplat și luați-le de bune ca să nu ajungeți la, bă, nu ajungeți, bă, la pușcărie. Bă, băgați chestia asta în cap, lăsați barfele, lăsați bășinile, lăsați figurile, frate, lăsați toate chestiile astea. Să mor aici, nu, adevărat, vă spun din inimă. Pușcăria nu e bună, pușcăria te strică, frate. Bă, pușcăria vă strică, credeți-mă, bă. Bă, dacă intri, le citivezi, bă, bă, obligare, citivezi. Știi cum să nu le citivezi? Să te liberezi și să ai o grămadă de bani puși deoparte și să te apuci de ceva încât să nu mai intri în infracționalitate. Dacă îmi dai bani, îți place să distrezi, îți place să fii o femeie, îți place să iei alea, îți place să faci figuri, bășini, că asta e că banul strică pe toată lumea, bă. Pe mine nu m-a stricat, bă, pe toată lumea ne strică. Toți vrem să mergem la un restaurant, să ascultăm o muzică bună, să ne simțim bine, să avem o gagică tânără lângă noi, să alea, să vedem cum facem. Încercați să vă, bă, moderați-vă la o viață de aia încât să nu ajungeți pe la pușcărie, frate. Că să moară familia mea, dacă nu, adevărat vă spun, vă strică rău. Eu, două furturi, tentativă de omor și omor. Ai înțeles, da? Am un Marius și eu copii, frate. Am copii, am doi băieți mari. Bă, nu știu cât de... Ai o poveste interesantă din experiență? A ce te referi, Cristiane? Salut! Salut, Gopo! Hai să treci în 2007, mă luam ascați noaptea pe cursă, ți-ai ridicat din pat și mi-ai mai dat 3 pachete de țigări să plec pe cursă. Eram cu tine în cameră de deservire, după Rahova, cu Marius din militari. Cine ești, frate? Nu știu. Unde stăteai? Adică unde dormeai? Îmi spune cine ești. Păi și nu trebuia, mă, să-ți dau dacă pleci pe cursă. Bă, frate, ce vorbe asta? Când pleci pe cursă, trebuie să ajungi pe la cu ce ai, cu ce poți. Cheamă aici, că să ajungă țigările, să stai. Să fii sănătos, că poți să-ți trăiască familia ta și ție și ce-ți dorești. Nu o aprecia, frate, e normalitate chestia asta. E la normalitate, ce ai? Că produceam la deservire. Nu știi că produceam, că rup bucătăriile cu toți și vindeam și făceam și alea. Dacă nu făceam, mai ziceam, dar făceam. N-am pistol, frățiorul meu, ești de bun la cap. De ce ești de la poliție? Băi, Mario, tu mă iei undercover, așa. Ai nevastă, ai femei, ai copii, dar pistol ai? Bă, ai dat-o prea repede și oamenii se pată, ești de bun la cap. Hai, oprește-te cu întrebările astea, ești de bun. Am pistol, ce să fac cu pistolul? Omor lumea, am omorât unul, ajunge, nu mai omor pe nimeni. Că n-am văzut nici să-l omor pe ăla.
Odată bei apă de acolo, bei mereu, frate, dacă trebuie și bei apă de acolo, bei mereu. A, 7-7, mergi și frumos, frate. Dacă sunt 7-7, pe aici să fie sănătoși, să trăiască familia lor, care vă uitați la mine să vă dați Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți, fraților. Și să știți că eu nu mă schimb. Pentru că eu sunt cam moros adevărat de pârnaie și de grea și de bine. Am fost ok. N-am luat în jos de la nimeni, ca să înțelegeți și voi. Asta e un lucru foarte important. Ultima mea pedeapsă a fost de 15 ani. Din 15 am făcut 13 ani și ceva. Ca să înțelegeți. În 13 ani și ceva de zile, lăsăm palea că am făcut și palea mai mici. Lăsăm palea, că am povestit zile. Dar în 13 ani și ceva de zile, poate există oameni care se strică pe la pe noi. Eu nu am niciun dosar. Nici cu prăveală, nici cu bulangerea, nici cu nimic. Ca să înțelegeți. Scotociți, găsiți. Dacă găsiți voi, eu vă zic, e șmecher, mă. Dar dacă nu există, nu aveți cum să scoateți. Am fermentare. A, când știu eu de stăteam pe acolo, ultima oară când am dus, stăteam pe... Mai era o stație până la Aurora, de la el. O stație de tramvai din coace spre Pantelimon. Pe strada aia lungă, care ducea pe... Dădeam Iancului. Da, stai cum aveai pistol? Dar Joker, așa e, frate, dacă bei odată acolo, bei mereu ce dracu e. Hai să fim oameni. Nu e... Da, mă, nu știu, Elena Beatriz, nu știu dacă ești doamnă sau ești bărbat, eu te iau după nume. Doamnă scumpă, să știți că ăsta e singurul și purul adevăr. Că mai folosești și o cuvinte triviale după acolo, adică nu triviale, că nu jusoare. Adică cam așa, da, triviale, adică jargoane. Asta e prea mulți ani la mine și îți rămâne în reflex. Și chestia cu să moară familia mea, să cutare, e reflexul care a rămas de acolo. De ce să zic că nu? Dar poți să ai adevărul. De ce să spunem adevărul? Ce facem acum? Acum ce facem? Căutăm ca să... să ce? Hai să ne dăm măr să ne vadă lumea că suntem mari. Păi ce? Păi ce, frate, pe bune? Deci, doamnă, zice mai serios, păi ce să ne dăm mari? Păi ce mâncă vă și pula voastră, că să mor dacă vă mint? Dacă nu stau într-o garsonieră cu nevastă mea, n-am casa mea, frate. Adevărat, n-am casa mea, că n-am mai apucat. De când m-am eliberat în pereața mare, n-am mai avut șansa să pot să mă o casă sau să fac chestii astea. Toată lumea își dorește ca să aibă casa lui Soarea. Oricum eu nu pot să-mi fac casă, să-mi iau casă, că am făcut și eu bănci. S-au dus banii pe bănci, cum vine vorba. Place pentru ce? Minți ca să spună lumea, să găsească lumea motive ca să poți să te deține sau să te înjure sau să spui el ce știi, mai bine lipsă, mai bine spui totul pe față că e bine. Mersi frumos, Mario, mersi mult de tot. Mersi, George, mersi mult. Băi, Roblox, scrie frate românește, bagați la zrectul ca să poți să traducă, că nu sunt rus. Să mor. A, erai copil gopo? Cum intrai în cameră, vedeam un pat în ușă. Stai puțin, că după a doua, pe lungă, la al doilea, după... Bor, mai zăpăgeți! Când intrai în cameră, eu am să te dormeam aici, jos. Tu l-ai prins pe Dragoș, mă, cu noi în cameră? Pe Dragoș, l-ai prins? Pe Spoitorul l-ai prins? Sau nu l-ai prins? Ba da, că... Ba da, cred că era acolo. Mersi frumos și ție la fel să trăiască familia ta, Mario Gheorghe. Păi, numai cartofi în pungă. Se lua să moară, mă, să dă ghiumuri de cartofi. Păi avea, mă, părul mai negru, normal, mă, bine, am albit, frate, salut, vă salut, domnul Dan, vă salut cu respect. Am mai mulți, mă, sunt mai mulți.
Nu știu dacă sunteți doamnă sau bărbat, Danila Mare Popa. Ce să fac, doamnă? În primul și în primul rând, bună seara, să rămâne, că ați intrat pe la mine. Poveste și o poveste. De fapt, îmi povestesc viața mea mai mult. Și în vloguri care îi spun și la aveam la de servire, adus de Marius ăsta și eram în cameră cu Chioru din militari. A, cu Chioru! Era cu drogurile atunci, da, da. De la camera de lângă de servire. Da, frate, da. Denisa, să rămână. Denisa, dacă ești fată, să fii sănătoasă, nu spune să rămână, acum faci deja bătrân rău de tot. Păi ai nebunii la cap, ce faci? M-ai făcut tataie, direct. Câți ani ai, Denisa? De mi-ai spus să rămână. Serios, pe bune. Spune-te, rog frumos, câți ani ai. Tot din București sunt eu, frate, sau în Poarta Patru acum. Bă, îl știu pe Gopo. E purisan. Ai înțeles? Și vezi că a umblat prin oraș. Dacă e Gopo ăla, stai că tu. Și iau de la început, deci am intrat de la Părnai. Frate, e mult de povestit. Sunt vlogurile mele. Dacă vrei să te uiți în vlogurile mele, explic de la început, până încolo cu toată pedepsa, până am ajuns. Că am ajuns când am plecat Parahova, după Jilava. Am ajuns Parahova, deja. Mai urmează Rahova, cu ghiumurile, cu alea, cu alea, cu multe chestii, cu mâncatul de la ghium. Dacă te uiți în vloguri, îți dai seama, înțeles că nu... Da, nu știu dacă toată lumea vrea ca să asculte chestia asta. Ai înțeles? Dane, Dane, ți-am spus, două furturi, tentativă de omor și omor. Ai înțeles? Cu mustață, un moșneag. Nu mă mai aduc aminte, crede-mă, că e... E ani, e ceva ani. Ăsta de la prins cu telefonul mascații și l-am uitat la o cameră lângă noi. Nu știu, mă, de ce zici. Să mor dacă mai știu. Ai plecat pe Craiova, am înțeles. Mersi frumos, Gopă, să trăiască familia ta și să-ți dorești, frate. Păi, crezi că a fost iubit și pe ăla, cred că a plecat sora. Păi, dar nu e... Bă, când ajuți, e bine. E joc de copii mici. Deci, el e un copil. Lasă-i, mă, să-l scrie. Băi, de ce să-i pun, mă? Bă, stai așa, Andreea Cesi, mă. Să rămână sau... E bună seara. Ce face frumos? Nu sunt frate și spun la nimeni, să mor. Dar cine ești tu? Scrie cine ești aici. Scrie cine ești, poate te știu, ori pe TikTok, ori poate... Dumnezeu să lerte pe tăicuțul tău să-i fie țărna ușoară, dacă spui că nu mai este prințul lui. N-am jucat fotbal la pușcărie? Păi cine nu joacă fotbal la pușcărie? E nebun la cap. Tenis de picioare, la capioate, tenis de picioare. Păi nu mi-a rupt un meniscul la tenis de picioare, băgam mie și cum vine să jur. Mi-a rupt meniscul, mă, frate, să moară mă, să la tenis de picioare. Mi-a spart meniscul. O fată? Păi știi ce spui, mă, șeful tău, mă? Bă, ești fată, mă. Indiferent de situații și de chestii de-astea, fiind fată, nu poți să spui la cineva că e șeful tău sau alea. Păi bune, acum, fă la mult ce mai serios. Ești fată. Dacă ți-a ne-ai. Scuze-mă, că te rog frumos să mă răspunzi. Și dacă ești minor, ești după acum, din cea că te dau eu afară. Pentru că fetele, în special și mai ales minorii, nu aveți mă ce să căutați aici. Mai bine stau cu 35-5 care sunt majori și știu ce înseamnă ceea ce povestesc, decât să vă intre în cap de mici și să faceți pușcărie sau să căi bine pe la Părnaie. Nu! Deci la modul mai serios, mai bine duceți-vă afară. Și ca fată, n-ai ce să cauți niciun cea de ăsta. Pă bune! Că nu caută nimeni gagicăreală pe aici sau femei sau chestii de-astea. Ca să înțelegi. E urât ca fată să stai între atâția băieți și să mai scrii și în chat. Îți place ceea ce povestești omul sau ăla, stai ascunsă. Nu intra cu fete, că mai sunt nebun de ăștia. Fă-i cutăriță, fă-i cutăriță și stai la mișto, te înjură-te alea când aude că ești fată, dacă ești fată.
Nu cred că te-ai simțit în largul tău sau alea. Mersi frumos, uneteule, mersi frumos. Bă, frate, după ce să suferi, mă, moșule, mă, să străiască familia ta? Suferi de ce, frate? După ce să suferi? Pe amărăciune și pe greutățile care le-am avut și pe astea. Bă, ăștia fac pentru content, ca să aibă cât mai mulți oameni, cât alea, să fie miezul, să fie alea. Să mor dacă vă minte, nu adevărat. Mariana Brașovean. Bă, te voi fute până mori. Aoleu, bă, nene, și fata să ai băiat. Nu vorbesc decât dacă ești bărbat, te bag în servis să mor dacă te mint, până îți revizuiești comportamentul. Dacă ești femeie, nu prea pot să vorbesc aici, că poate mai sunt și copile sau alea, da? N-ai nicio șansă să vezi de drumul tău. Am o duc cel mai serios. Pe bune. Păi niciuna, frate, băi, nene, ce mai de bună? Băi, serios, uite-te la mine la 50 de ani, acum, pe bune. Eu am 50 de ani, eu zic că sunt ok ca bărbat. Am 1,91 m, frățiorul meu, mai am băgat și un regim de la acum, cred că am vreo 100 și vreo 20 de chile. Sunt ok ca bărbat. M-am îmbrăcat, mama mea este pe stradă, îmi găsești una de seama mea, nu Bidi Doaică. La Bidi Doaică trebuie să ai gadichi. În bozonaros. Eu și unul de seamă, să cardez, să cutare, să urmă, la o cafeluță, la o de aia, sunt capabil. Că asta, asta înseamnă. Să fii bărbat. Să-și lua găsat. Și poate te duci și te și tractezi, da? N-am cum să ajung să violez o femeie și nebun la capăt, să nu să fii nebun. N-ai cum, mă, n-ai cum. O femeie contra... da, o ferească Dumnezeu din dele, ești nebun. No, de Mariana are 0,1 ani. Băi, îți mulțumesc, dacă ai o lună, nu-i problemă, te cresc. Te crește, moșul tău. Măcar să mai trăiesc până la 80 de ani, că la 20 de ani ești mai cum trebuie. Să nu te superi, sora mea, să trăiască familia ta și te dorești. Că mai gurișul să mai redistindem, da? Te rog eu să nu te superi. Dacă nu știi de grumă, îmi spui și nu mai glumesc, pe bune. Daria Danciță, rămâna, doamnă, dacă sunteți doamnă, salut, dacă sunteți bărbat. Ai un an, un an de teniță, de ce ai? Fost pe la Târșor, pe acolo sau cum, că să înțeleg. Bă, dacă ai un an de Târșor, e bine. E bine, n-ai ce să spui, că nu e bine. Doamne, doamne. Nu s-a întâmplat nimic, Naruto, salut, bună seara. Eu am 8 ani. Băi, vorbesc serios, te dau afară. Spuneți, deci nu glumesc. Nu stați aici, care sunteți minori și care... Bă, nu stați aici, mă, că aici învățați. Bă, nu-i de voi, credeți-mă, ca și fete. Nu-i de voi, ce să învățați de la mine? Ce puteți voi să învățați de la mine? Decât să fiți ce? Hoțoaice. Infractoare în chestii de-astea? Știți-vă, mă, uitați-vă la desene animate, uitați-vă la o emisiune pentru voi copiii pe alea. Nu stați aici. Nu stați aici că îmi luați și mie vibe-ul, știind că e minor și care aia îmi luați vibe-ul și numai pe bune. Lasă-i, mă, George, să vorbească fratele, că oamenii vorbește, frate, în chat. Eu am 18 ani. Tu ești major. Poți să stai făciorul. Și e ca bunicul cu marinar. Ca banicul cu marinar. Mă, ce scrie acolo ăsta, dar ne mai spart. A, da. Când ne întoarcem, ne găsim mai largi. Adevărat? Dacă am dat, am întâlnit foarte mult și de mult la cap. Până și Naomi aia. La Naomi aia era coadă la ușii, de mână la cap, că era băgat-o pe Rahova, îl recupulă din numai fetele aia mergea. Ce că-i femeie? Bă, am fost și eu curios. Și-a băgat-o la produsul ăla care era în camera acolo, la aia. Un carton, hap, numărul.
Și în 5 zile am mutat-o de pe singură în cameră, sau nu știu cu cine, alții în cameră, dar nu mai avea acces nimeni. A tras și ăla pe ea. Vreo 2-3 zile a tras pe ea. Îți dai seama care norocitul ăștia, nu vă dați seama. Da, mă, n-au omii aia care tu sună în cap. Să mor. A fost la școala de colecție? Bă, ce să zic? Alexandra Jipa. Bună seara, Alexandra, dacă ești doamnă. Bună seara, dacă ești bărbat. Deci, doamne, bună, sunt nouă. Nu prea cred eu că sunt foarte mulți bărbați care aici ascund nume de femei, dar aici începe cu hate-uri, începe cu chestia asta. Aia, în fine, faceți ce vreți, voi știți. Dar dacă sunteți doamne, măcar spuneți pe bune dacă sunteți doamne. De ce nu mă baci în seamă tu care faci live? Ce vrei, mă, Daria, să-ți spun eu ție? Ce vrei? Zi! Ce vrei să-ți să bag în seamă? Te-am salutat la început când ai intrat, ți-am zis bună seara, ce vrei să-ți fac? Să te bag în seamă? Nu vrei să intru prin telefon, să te iau în brațe? Bună, ce faci? Aiurea! Pâine, sunteți nebune, m-ați luat o raznamă? Sau nebuni? Doamne! Fetelor, dacă vreți, vă să faceți suică. Alo! Dați-mi și voi like-uri, vă, să mă trăiască familia voastră, dacă vreți. Like-uri, zic și eu de like-uri. Tap-tap-uri, că și aici tap-tap-uri, am nebunit. Salut, Daniel, salut. Salut, Edi, mersi frumos. Bă, dacă tu crezi că eu sunt tataia tău și ești nepotul meu, e ok, nu-i problemă. Tataie, ce să fac, frate? Uite, mai găvărești și-o pe aici, mai scot cuvinte pe gât. Deci vă mai spun o dată, bă, băieți, care mai sunteți pe aici și care alea? Vedeți că mâine la Birmingham este o gală unde se pun 3 centuri. La bătaie se bat românii, nu știu cu cine se bate. Numai că în gala asta se bate și Torea cu Paris. Îl știți și pe Torea și pe Paris, ăla după TikTok, toți îl știți. S-au provocat pe TikTok și s-a decis acolo ca să se bate. Toată lumea e curioasă care bate dintre ei. Care e problema? Ok pentru voi. Pentru voi ca și oameni ok. Intrați pe canalul de YouTube Cetupeu al lui George Ambrozie și vedeți că o să fie gala în direct pe YouTube, fără costuri sau fără nimic. La liber. Deci începe canalul de YouTube și cum o vezi pe mine, vezi gala în direct. Ca să înțeleagă. Mare curiozitate este cu Tolea și cu Paris ăsta, care este dintre ei. Puteți să o vedeți în direct. Deci ora 4 a Angliei, ora 6 ora României, ca să știți și voi. Păi, dar nu, Davide, nu vreau eu, frate, ca să pot să fac pe TikTok anumite chestii și anumite probleme, dar să ai înțeles, că pot să mă scalambănesc de 5 ori să fac câte 300-500. Dar nu vreau, că mi-e urât. Eu știu ce vorbesc. Când dai cât mai mulți oameni, sunt jumate hate. Te disperi la un moment dat. Și n-am cum să vin să strâng atâția oameni pe TikTok, să fac ceva, să strâng atâția oameni pe TikTok, că care mă urmăriți și a zis, la mine vine mai oameni de catifea care urcă sus. Și să înceapă ăștia să înjure în chat și să facă mișto de ei, sau alea, mă simt eu prost ca și om. Înțeles? Să mor. Adică mă simt prost ca și om, de ce? Că e la mine pe live și că ăla care e legendă, cum a venit și astea, îl jură un urât acolo care are no name și nu poți. E urât. Trebuie să acolo respect dacă bași pe cineva sus sau alea. Da, mă, de electrozi. Nu merge, mă, de electrozi. Îmi explodează cu fierbătorul să mor. Pe Bogdan în gură nu l-am cunoscut. Se pare pe Jilava.
Înseamnă că ești bărbat, bă, dacă mai luau pe mine, bă, am glumit, înseamnă că bărbații vorbesc așa. Deci, bă, am glumit, de fapt am 21 de ani. Deci ești bărbat. Și ai pus numele de femeie. Uite, vezi cum te spargi. Bă, vedeți cum vă spargeți. Din vrăjeală, din alea, alunecați pe fenta mea să moară familia mea, de nu adevărat zic. Se zevoi. Ia zi-mă cum ziceți. Daria, Dane. Dane, te zic acum încolo. Voi fi femeie, nu știu, te-am făcut cu jongoț în față. Să moară. N-am cum să mă las sedi de fumat, frate, că e greu să te lași de fumat. Pe bune acum. Mă ții de colecție, bă, Dane. Bravo, moșule. Nu știu, bă, dacă vrea să intre, bă, stai că-l chem, stai că-l chem pe George. Bravo, e ok să-l chem, ca să poți să-ți fică și el aici. Cât zi cu suntem? Vreo 60 de ani. E bine, că anunță și 60 de ani, poate mai se strânge, mai se anunță, stai așa. George. I-am trimis, mă, acum. Mario, nu mai înjura, mă, femeile care sunt pe aici. Auzi, care e femeie să... Urât, ești nebun la cap. Dă-mă notă și tu de... Dă notă de băieție, dă notă de domnitate din tine, ai înțeles? Adică, indiferent de situații sau chestii de-astea, femeile lasă... Bă, frate, azi e ziua 1 martie și ziua lui. Lasă-mă să facă ce vrea astăzi, înjurile mâine. Pe bune, la, nu mai jurați femeile. Iată de le mâine, nu azi. Mai bine să iau mâine de femei de azi. Ce să fac denunțe, tată? Uite, sunt și eu pe aici. Lui Daria Galici. Denunțe, Danci. Ce să fac, frățioare? Uite pe aici. Tu cum ești? Ești bine? Du-te, mă, că nu te cred că ești fată, stai liniștită, tu ești fată cu Cardan. Să moară, mamă, de numai adevărat, ești fată cu Cardan. Da, mâine la ora 6 seara, deci la ora 6, la ora 18, e dat drumul la transmisiune. Da, i-am dat lui Giulie să vedem, poate vrea să intre, ca să vă spună el. Ați înțeles? Nu știu, să văd. Toată lumea alergă numai după discuții de părnaie, nebunești, băi. Ma da, mă, ești bărbatul, mă, Dario, mă, ăsta. Ești bărbat. Încă nu te-ai făcut transplantul. Urmează, ok. Da, mă, tolea ciuma cu ăsta, cu după nume, cu Paris. Paris, boxierul, care e pe TikTok. Salut, Carol! Ce a zis de Ion? Că nu sunt de nivelul lui, să-ți arătă, băi, fii atent aici, Carol, ca să faci să-ți frate. La modul cel mai serios. Neion stare, Neion stăm. Și indiferent de orice ar spune sau orice ar zice, eu sunt cum ar veni ca și nepotul lui. Eu trebuie să las capul jos. Ai înțeles? Respectul meu care îl acord îmi definește caracterul. Dacă ești băiat deștept și înțelegi, îți dai seama despre ce vorbesc. Dacă înțelegi. Dacă nu, asta e. N-ai terminat facultatea, Daria? Păi și ne spui nouă, mă, că n-ai terminat facultatea. Dar transportul ți-i faci mai repede decât trebuie, nu? Păi... E fată cu cuc, să moară Genix. Dumnezeu să ierte, frățiorul meu. Dumnezeu să ierte, frate, să fie semnă ușoară. Mersi, moșu. Hai 10 frățări pentru 10 like-uri. Eu mă să fac 10 frățări pentru 10 like-uri. Nu mai dați, mă, niciun like. Sunteți nebun la cap. Păi și nebun la cap. 10 frățări pentru 10 like-uri. Hai, mă, ai nebunii ce-ai. Păi da, mă, cu aia, că eu... I-am îmbătrânit la pușcărie, ești nebun la cap, i-am îmbătrânit afară în libertate. Mie când mi-a venit pedeapsa de 15 ani, că am avut 10, atunci cred că am suferit un șoc, n-am simțit pe mine că am suferit șocul ăla. Bine,
mă luase așa niște călduri pe șira spinării și am zis așa cum îți vine și capul, ai înțeles? Ăștia mi-a zis că eram în cameră cu Silea Lugheoară, cu Ionul Petrișon, cu Marian Grasu, cine mai era? Era Lucia Lăudire, nu știu dacă știți voi pe ăștia. Iar bă, ți-a lăsat capul în cap. Băi, ești nebun, lasă-mă! Și am ieșit afară și mă primam, frate, în continuu și ce să zic, dar atunci din ziua am început să albesc în cap. Asta e. Păi n-avea cum să se joace ei, mă, de elitician. Mi-a spus niște prieteni că s-a, la pușcărie s-au jucat de elitician. Înseamnă că au dormit la 4-3. Acum ai înțeles? Asta înseamnă joacă de elitician. Dacă ei au fost electricieni, au dormit sus la 4-3. Păi da. Deci dacă spune că am avut 4-1, păi și cum ai fost elitician, mă, de bună cap? Că ăia de la tine se spune elitricieni. Un torționar, dacă mi se pare mai rău ca un hoț, bă, nu cred. Pentru că hoțul fură, face fapte, face de-astea. Torționarul, dracu, eu era, sunt politici, care erau politici, odată. Ai înțeles? Da, mă, serios ăsta vorbesc, cum îmi spune Mișule. Electricienii ăia de la 4-3, care dorm la 3. Asta și postat. Ai plâns când... Bă, frate, ascultă-mă puțin. N-am plâns față de ăștia când am aflat sentința. N-am plâns, mâncațeși, că era lumea de față și era și mi-era rușine, ai înțeles? Dar noaptea m-am plâns, m-am întors cu spatele când dormeam și m-am plâns. Ești de mână la cap. Să mor dacă m-am plâns. Salut, salut! Da, mă, să moară, mă, ce nume are fata asta, la Luca Sân Jorzan, să moară, măi, coța mea. Ce ai făcut fata mea? Ești plină de sânge, și pe stop. Schimbă-ți numele când îți trece. Da, mă, ce nume, găsești ăștia. Bă, te-ai tot, ce-i mai rău, ce-i mai rău ca părticul sau partea aia să moară, mama mea. Băi, nenea, zile bune, salut turbatului. Eu te-l parc, Ianis turbatul. Am meserie, Daria. La Luca sunt George. Bună seara, bună seara, la Luca, bună seara, să rămână. Dar bă, că citiți mesajele și dau așa să-l spun la toată lumea. Că au întrebări și trebuie să le spun și lor, nu? L-ai prins pe Dean Diaconescu la perete? Nu l-am prins, frate, că dacă îl prindeam, îi dădeam un șpiț în anus. Că m-a zăpăcit atâtea de zile când eram la Părnaie cu Elodia. Ca să înțelegi pe cea mai scump. Adevărat zic. Bă, păi, torționare sunt politicieni, frate, sunt astea, n-au nicio treabă. A, tu te referi că ce fac ei în viața de reală? Toate, da, păi fac nenorocirii ca și politicieni, da, sunt mai rău. Caca, pulă. Să fii sănătoasă, Raluca. Sunt Georgeanco, să fii sănătoasă, fata mea. Băi, nene, nebunești, băi. La Luca sunt Giurzean. Să moară, mamă, dacă nu tu meriți că ai vorbit caca pula, dacă nu meriți să fii trimis să știu unde. Jos sunt astea să nu pot să scrii nimica. 5 minute, 10 minute, ca să revii cu picioarele pe pământ. Bă, dar sunt multe copile, mulți copii, frate, să mă pe aici. Adevărat. Lasă-i, mă. Cine crezi că să fie următorul președinte al României? Bă, ce dreacu, mă, e nebunii, mă, Carole, să mor de nu adevărat vorbim. Tu mă întrebi pe mine un fost hoț, un fost deținut, un fost pușcăriaș, notor, cine dracu-i președintele României, viitorul? Parcă mă interesează pe mine, cine e viitorul? Că dacă ar veni oricine ar veni, nu mai mănânc sau nu mai fumez. A, mă, ce dracu-i? Tu mă întrebi pe mine, treabă un politician să mă întrebi pe cea care face politică, ce dracu-i? Mișu, ce povești străznite mai ai de la penitenciar? Ce vreți să vă ascultați? Ce v-ar interesa așa? Adică, ca și discuție, ca și povestire sau asta, ce v-ar interesa? Ce facem ăsta? De ce nu vine? I-am dat... George acum se întoarce, că a fost plecat cu soția la căldură și acum, sigur, e până aeroport, e plină aia cu cechii din coalea.
Ai vrea să bagi într-o secție de votare cu ca observator, iei bani. Păi nu știu, dacă mă bagă pe mine cu cazierul care l-am, ar fi ok, că n-ar mări niciun. Serios. Dar nu, n-aș vrea, frate, nu m-ar interesa. Că dacă mi-ar propune ceva după acolo să fac vreo jumecherie, aș face-o. Aia e. Să mor de nu adevărat. Păi vrei să te mint? Asta vă place, o poveste de asta mai periculoasă. Păi de ce, mă, vreți să auziți marluieli, vreți să auziți ciumecăreli, despre ce vreți să auziți? Numai de-astea? Da? Nu vreți să auziți voi cât de greu este și cât de urât este că nu ai mâncare de acasă, că n-ai țigări de acasă? Hă? Că dacă n-ai mâncare de acasă, când vine pâinica, nu, o iei de dimineața, de cu ceaiul, când vine ceaiul, te duci repede la vizeță și spui, bagă și mie niște ceai aici, cum ești? Cum ești, dar pune și mie mai mult, mai mulți biscuiți și ce să se facă tu când vine la mine. Asta e vorba care o folosești. Și spune-le niște biscuiți de să umflă cât castron, de dăpă din afară de la castron, biscuiții aia, că se, deci că se face ca pe zmetul când se umflă. Și bagi murtică, că se fomică de nu mai poți. Păi, l-am făcut complet de 19 ani, frate. Bă, fii atent aici. Haide să... Dar lasă că o să vă spun în alt live. Povești romantice, vă spun ce s-a întâmplat cu femeile pe acolo sau asta, înțeles? Am și povești romantice și multe, pentru că am avut o cameră care era chiar la femei și am avut o oportunitate de ieșea și pe afară mereu și puteam să ajung acolo, ai înțeles? Bine, la geamurile lor sau astea. Și nu romantică de mine, romantice de lume. De ce mă dai un pizda, mă, mă? Ți-a făcut ceva, mă, Dumitru, nu? Bă, dacă tatăl ce cap, o să fii sănătos, mă, să stăiască în familia ta și să trăiești. Bagă-ți frățiorul meu, Dumitrule, să-ți trăiască ce zici. Băga-mi și până la lefă. Bagă-ți frățiorul meu. Bagă-ți frățiorul meu. Ce dracu să-ți vă zic? Să te înjuri, să dau notă de prostie și... Dacă te înjuri, dau notă de prostie mai mare ca tine. Ai înțeles lucrul ăsta? Deci eu personal, dacă te înjur pe tine acum și dacă mă iau de tine și spun pleacă de drumul tău, sunt pat, mă, gavă, mă, dau notă de prostie mai mare ca tine. Să mor de numai adevărat. Așa că gândește-ți dacă ai făcut bine sau n-ai făcut bine când m-ai înjurat. Păi cea mai scump. Păi dacă mă bați, să fii sănătos, frate. Bate-mă, frățiorul meu. Eu nu pot să zic decât asta. Să strească familia ta și tot ce-ți dorești. Să ai parte de libertatea, fericire și tot ce-ți dorești. Să strească măicuța ta și familia ta. Că ai 17 ani. Se vede ce educație frumoasă să dat familia ta. Că în jur prin chat pe aici. Să fii sănătos, Dumitrule, dacă locuiești în Cluj, în Apuca, să fii sănătos, frate. Dar e urât, mă, să mă înjuri. În momentul când înjuri, ca să înțelegi, la modul să mai serios, nu știu, care vreți să înjurați, să înjurați, frate. Vreți, da, mă, să știu pe YouTube. Păi sunt și pe aici, păi, te pup și eu. Hai ca să o fac să înțelegeți. În momentul când înjuri, mai gândește-te și tu puțin ce notă dai față de oamenii ăștia care sunt aici. Câți ori fi? 3, 5, 7, 8, 5? Dacă dai notă de băieție sau de prostie? Pă bune! Ce spune ăsta, mă? Pe mijlociul și care l-ai prins pe la Părnaie, era până în 2000, a picat cu fapte rușinoase. Cu fapte rușinoase? Bă, nu am cunoscut așa ceva eu pe la Părnaie, frățiorul meu, că fapte rușinoase, ce înseamnă asta? Pedofilie? Cu ce dracu? Sau ce spui fapte rușinoase? Ce crezi tu că e fapte rușinoase? Explică-te, cu fapta de cutare. Pedofilii te rugeați pe la Părnaie, cu bulangerele la fel, să-ți trăiască verișorul, Dumitru, să fie sănătos. Pagă-ți, frate, uite, m-ai înjurat și de lasă, bă, să fii sănătos. Să fii sănătos și tu și toată familia ta. Dar te cred că ai 21 ani, dar nu te cred că ești bărbat, că ești femeie. Eu te cred că ești bărbat. Ia uite, bă, să moară, mamă. Băi, de sincer, fără supărare, domnișorul Dumitru,
părerea mea este să te tranquilizezi pe undeva prin știi pe unde? Super ok. Du-te frumos în service și mai repară stac chestii cu mese, că ai 17 ani. Să fie bizuică? Mai mică? Bă, ce zrențe sunt unii, mă, să mor de nu adevărat. Bă, zrențe maxime. O să o fac o poveste frumoasă și pe la femei, ce fac femeile pe acolo și eu cam spun adevărul, ca să înțelegeți. Cum e cu femeile, cum e cu astea, cum e cu alea, hai pe TikTok. Nu merg pe TikTok, ce vă pe TikTok, hai pe TikTok. Lidia Selagian, bună seara, bună seara. Să rămână, dacă sunteți doamnă, salut dacă ești bărbat, că nu știu, nu văd nimica, doar unele. La am întâlnit așa ceva aici, nebună, dar ce-i zic cu calea pe aia ca să-i bage pe sau alea? Nu pot să mă las doamnă, fumez de prea mulți ani de zile și dacă nu fumez, fușesc. Și dacă nu fumez, mă fac porc. Logic. Așa că n-am cum. Bună seara, bună seara, Gina Ionela. Deci vă rog frumos din toată inima mea să vă identificați dacă sunteți doamne în moment, în situația în care sunteți doamne sau domnișoare, să vă spun și eu la mulți ani astăzi că e 1 martie și sper să vă fi oferit prietenii, iubiții, mărțișoare frumos. Ce să vă zic? Hai fahi, mai înjura și tu, Gina. Mersi frumos, Ginuța. Leu, mamă, bă, da, atât de mulți haturi, sunt mă mereu pe aici? Hă? Da, 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 las, l-ai făcut să nu las. Păi da, se salvează singur și apare pe YouTube. Aici, cum să nu? Salut, Bogdane, mersi frumos, frate, respect și ție. Salut. Pe mine m-a întrebat Mariu, la ce mă uit la o femeie, cum arată sau cum se comportă? La cum se comportă? Băi, sincer, vrei să spun ceva? Salut, Alexandru, salut, frățiorul meu. Mersi, frate, nu știu, străiești, frățiorul meu. Păi, indiferent de situație, poate să bată toți bărbații cu pumnii în piept și toate femeile. A, că nu e adevărat că nu cutări. Te uiți la femeie, prima oară, cum arată, măi, și lemur la cap. Că nu poți să mergi cu o urâtă pocită și să aibă un caracter frumos. Ce bărbat ai văzut în viața să spună? O iau pe aia nasoală. Toată lumea aspiră la ceva mai frumos sau plăcut. Cât și de cât să fie plăcut. Dacă e cât și de cât plăcut, e ok. N-a zis nimeni că nu e. E bun? Și pe urmă, încep să o cunoști și vezi dacă are caracterul care trebuie, dacă e ok ca să poți să ai o relație cu ea sau nu poți să ai o relație cu ea. Că îți dai seama. N-ai cum să nu-ți dai seama dacă ești bărbat. Într-adevăr. Așa dacă ești și te cardește cu două ori din cur printr-un club sau din alea sau câteva sărături, așa te trage mai rău. Crezi că... Păi dacă ești obraznic, mai te blochezi iară. Serios. Dacă ești obraznic. Fă o glumă, fă o caterincă frumoasă. Băi, nene, glumiți. Bă, dar am o chestie care vă spun și e normală. Bă, glumește, jignește-mă pe mine. Nu mă supăr. Dar jignește-mă și glumește în așa fel încât să râd și eu. Să mă duc pe fenta ta, să alune pe fenta ta încât să continui și eu gluma aia să fie frumoasă, să placă la toată lumea. E normal. Ești băiat, de ce faci lucrul ăsta? Nu ești, du-te, frate, și în altă parte și la revedere. L-am cunoscut, mă, pe mine, pe Balamă. Cum să nu? Ce ai, frate? Cum să nu cunosc? Futu-ți pista, bă, iar te timi ca să-ți revii.
Tătelecu de prostul drecu. Păi, blochează pe ăsta. Hai că ți-e dau acum 30 de minute, o jumătate lor, ca să pomenești de mine. Să moară mama mea dacă nu te-am trimis în cambuză direct, de mâna cap. Să stai acolo la geam să fumezi. Gina Iorina, să rămână, dacă ești doamne să aia, Ligia Selegian, ce răi sunt, vedeți, vă înjură, ce să pot să fac? Asta e, să fie sănătoși. Ce să-i zic, mă? Păi, cu cine să mă cer, mă? Luați logic. Mă cer cu un telefon care l-am în față sau un laptop, nu? Pă bune, țip ca nebunul, mai deranjez dreacul și vecinii pe aici, mai vine dreacul, vecinii îmi bată la orice, că țip ca nebunul singur să mă enervez. Păi atât de tâmpit pot să fiu. Hai, pă bune, să luăm normal. Bă, dacă m-am jurat bolangiul ăsta să moară mama, când m-am jurat lachiul ăsta flaușat, ăsta într-adevăr e bolangiul. Deci ăsta e lăchit și în gură și în cur. Gata, numai că pe ăsta nu mai rezist, ești de bun. Unde ai ieșit cu balcoane? La cur? Că în față n-are cum să iasă. Au ieșit cu balcoane pe Spavanache? Explică-te, gogule. Cum ești nebun la cap, o să intri la pușcărie și să ieși cu țâțe? A, da, țâțe pe cur. Merge, că au făcut bucix. Dacă s-au pompat, au făcut bucix. Ce vrei să zic? Băi, nene, cât a putut să scrie la să mă înjure, bă, frate, bă. Aleu, mamă. Care Grigore face după Dumnezeu? Care Grigore? Să nu mă confuz cu tata, înțeles că eu sunt băiatul unic. Dacă spui de purisan, mă confuz cu tata, frate. Serios. Da, mă, de ieba la mă știu, mi-ai zis. Cunosc. Bă, nene, atât de mult a jurat nebunul ăsta, mă. Fire al dracu să fii de leșinatul dracu. Fire al dracu să fii... La cresar se referea, mă, la ce dracu să fii. Fire al dracu să fii de... Bă, ia zi, mă. Ia stați, mă, că sunt două mesajele aici. E berea cu mesajele. Nene, te salut, Antoni. Te pup, Antoni. Antoni care, mă? Antoni al meu? Eu stau pe Dudești de 35 de ani în curte cu Grigore. Păi eu îmi voinesc cu și-am auzit de tine. Și acum mai stai pe Dudești? Păi eu îmi voinesc cu unde asta, nu. E aia care dă din vreo la județul sau care? Sau în partea asta altă pe aici, pe unde stai Ilie Jegosu. Salutare, salut. Ce să fac, frate? Găvăreșă, prost pe aici. Băi, nu mai spune, mă, că am bile, mă, că aude pasă pe aici. Deja era zice, dacă te fut, te omor. Băi, boșogule, prostești. Tu dă-te morții, mă, zis tu, Bozan. Păi dă-te, mă, morții lui măta de bulangiu, băga-mea și pula în familia ta. Dă-te morții tăi. Iar te blochez. Dă-te, dracu, de sclăvete prost. Păi dă-te morții, mă, zi, dacă nu sigura. Păi ești chiar prost, îmi dați foc, ești nebun la cap. Păi știi, păi vă jur și fac ca aia la alții, sunteți nebun la cap. Mă place să fiți înjurați, mă. Ești mă afară, nu te dreacu de părâsul dreacu. Tu te mă în alte părți, dă-te dreacu de scrumbia fumat. Întreabă-l dacă e căsătorică ca o nevastă. Cauți? Păi de mine spune, mă, ăsta scrumb, scrumb alb. Ia zi de mine spune. Da, mă, dar mie îmi plac femeile, nu bărbații, gogulane. Dacă am băgat parul în unul dată, unde? S-a făcut un bulangiu? Hă? Sau cum? N-am făcut niciodată. Nici n-am dat la mâine. Au păcări chestia aia. Cine fute, se și fute. Ai înțeles? Fumor de nu adevărat.
L-au făcut foarte bună. Deloc. Dacă m-am eliberat, le-am spart în cur. Pe moara familia mea, dacă m-am eliberat, dacă nu le-am spart pe alea în cur. Păi ce-am mai spus, adevărat zic. Am înțeles, moșule. Păi ce-am mai spus, adevărat. Când m-am eliberat, n-a scăpat tona fără să nu beresc în anunț. Nu mai iau, frate, cu lumea. Nu mai iau, ești nebun la cap. Bă, dar de ce nu vă uitați la vlogurile mele, mă? Să vedeți. Daria, uite-te la vlogurile mele, să vezi că mi-am pus și bilele, să vezi că mi-am pus și calamicină, să vezi ce bine. Doamne, ferește, dacă vorbește română, normal că sunt în România. La cine vă referiți? Da, la mai sus. Dar eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta, că da, după chestia asta, după scris și după astea care se întâmplă, îmi dau seama că, cum să vă zic eu vouă, adică sunt copii. Pentru că nu scriu normal, adică nu scriu bine, nu scrie cu ce trebuie. Nu am nimic cu tine, Daria. Ți-am să zici acolo ca să vezi cum e alte chestii. Păhe, oho. Te pup, Bogdane, te pup, frate, te pup. Las cum, ce scrie mă acolo? Jmenăloar cu țiohur? Aoleu, pleacă, du-te de aici, de aici, leșinatule. Te pup, Bogdanele, te pup, frate. Uită-te la vlogurile mele, vizionează-le și dacă îți place povestea, aștept și continuarea. Dacă nu, mai povestesc din când în când și pe aici și pe acolo. Ai înțeles? Pe cuvânt. Adevărat zic. Aia era, mă, bă, jegule, dacă te prind prin Cluj în Apoca să vezi ce bătaie primești de la prostule și prostule și tu, jegule, ce ești. Băi, nebunit, ai pleacă, dă-te în sânge și tu. Ia-ți jos, dă-te în slobos. Pe tine te bag în vecior să moară mama. La vecior fumezi, dă-te dreacu de prostul dreacu. Vezi că dacă ești de acolo, tu nu mai împari, ești de mână la cap, nu mai capace, zau, ca la fraie. Ești de mână la cap. Pe? Am cam un pus serviciu, dreacu, revizuiți-vă comportamentul, sunteți nebun la cap. Aoleu, mamă. De ce te referi, mă, de bulan? La ce te referi, Suzane? Că n-am înțeles, stai puțin. Nu ți-am citit, am citit, dar nu am citit că m-a apărut ăsta repede cu scarmanzetul lui din el. Bă, să moară, mă, dacă vă minte, fratele vostru, cu ceva, fii atent, eram pe secție 4-a. Eram pe secție 4-a, eram la judică în cameră. Eu de atunci am mai putut să careți bulangii. Că vreți spune ceva, poate mă stricam și poate băgam și-o, stăm și-o, dar nu e, mă, e urât, mă, frate, mă, cum să iei un bărbat, aiurea ce dracului. Are pulă, frate, îi se scoală pulă, să moară, mă, băi, bă, asta e ceva scos din comun. Nu am știut, frate, și nici l-am dat la mâie, să moară, mă. Dar fii atent aici, l-am luat asta în cameră, la judică. Nu știu, care s-au zis de judică sau de discuții sau de, am în cameră, la judică. Tătea mea frumos în cameră, la judică, acolo era pe carantină cu piții ăsta, să moară măicuța mea. Bă, și mirosul a căcat în cameră să moară mama, dar rău de tot. Dar eu stau așa și în cameră, m-am dus spre geam, nu s-o schimbă și vreunul în pula mea. M-am dus bocea spre geam ca să iau aer pe geam. Când îl văd dintr-un paravan, este un puști, unul mai înalt, așa mai frumos. Am ețit să moară familia mea. Tăi, mulți așa persoane, ce-ai mă, ți-e rău? Dar nu, 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 până să-și la baie. Dar pe ce zice? Lasă-mă de la mulți îmi schimb, băi, nu te ăștia pe aici. Păi și unde te tu mai aici, că ți-ai minus și căcatul? O, stai așa. Îi dă, iese la acolo și ia vină cu metrele cu acel. Da, iese mai ce. Băi, cu metrele, ce faci, ce cu tare? Eu vrăjeam cu el, ce faci, ce cu tare? Băi, fii atent aici. Îți spun și niște întrebări, dar mi-ai răspuns sincer, e corect. Tatăl mi-a răspuns. Mă, ce dracu să-i zic, mă, că băgă la pula în cur? Să moară familia mea. O, ce fraierul? Nu știu. Cum, mă, nu știi, ești prost? Nu știu, domnule. E așa o plăcere, mă, gâzi. Te gâzi la putul zgâzi la automat. Hai, dai drumul de aici. S-a băgat pițica, am vrut să-ți dau o palmă, am vrut să-ți dau un el. Să mor dacă vă mint. I-am zis, mă, acum trebuie să termină cu chestia asta pe aici.
De mai fute că miroase căcat, ești de bun la cap și mă cer cu tine, pur. Ne certăm noi. Ești de bun? Nici o treabă, ne certăm în secundă de ei. S-a oprit să moară familia mea. N-am mai făcut asta. Bă, prostul dracu, aoleu, Flore, Rus. Bună seara. Bună seara, Flore. Să fii sănătoasă. Ba, da, mă lasă să-i bag de încolo așa. Bă, ce handicapatez. Mersi frumos, Flore. Mersi mult de tot. Flore, bărbat. Bă, Rusule, mersi frumos să trească familia ta. Dacă tu atâta gândești că... Băi, deci nu se poate, mă. Băi, vrei să stai? Să mor de nou adevărat. Vrei să stai cu minte. Vrei să nu te iei idei sau de unul alea. Bă, da, e prea de tot. Bă, sunt scoși din comun. Deci aici și aici pe YouTube sunt hateri la fel ca în TikTok. Să moară, mă, să fie sănătos, să trească familia lor și ce vrea ei. Ai înțeles? Păi, cum să nu fumezi, mă, ești de bun dacă sunt fumători, e nebun la cap. Fu-te! Fu-te-te! Nu fu-te, fu-te-te! Că așa se înțelege. Pirații, drecul de nebunii, drecul. De răsuciții dracu să moară familia mea de nați. Te nu hariți afară în libertate cât a harit alții pe la părnaie. Să-ți de bun la cap să moară măicuța mea. Să mai mulți bulangii ca femei în ziua de azi. Și de bun la cap mă face să vă cataloghez ca și gay. Ați luat o raznă, dați-vă dracu de nebunii dracu. Da, o să moară familia, dragi belea, mă, cu bulangii ăștia și de bun la cap să moară mama. Eu vreau să mă uiți. Ițanul, la ce vrei să te uiți? Stai cu ea, eu invers. Dar la ce vrei să te uiți? Pe pur și simplu nu crezi. Ah, vorbiți între voi? Ah, am înțeles. Ce ai, bă? Tu ești Minecraft, vezi că ești copil. Te dau afară definitiv. Taci din gură și vezi de treaba ta. Că Minecraft-ul joacă numai copiii. Mă dai pe mâna lui Flore, Floarea, Floare. Bă, câte conturi are ăsta, bă, Irian Dumici, bă, e nebună sau bă, tu ești nebun? Păi, rotul ăsta, mă, câte conturi ai, mă, frate? Doamne, dacă nu ai lăsat 10 conturi, 15 conturi ăsta, ai hater ăla, înfocat să moară, mamă. Hai! Trăiești pe Spavanache. Bă, toți îi bag la revizuire să moară mama mea. Bă, frate, câte conturi poți să ai, bă, te ia capul, bă, nu se poate, bă, cu ăștia, bă. Salut, Vlad, salut, mersi frumos, frate. Păi normal, frate, că... E indiferent orice ar spune lumea sau alea, respect, trebuie să fie respect. Și dulceață, dulceață. Uite, Ligia are 13 ani și spune că poate să fie o femeie de 21 de ani mai proastă ca mine. O fi blondă. Pe dinul de gestel, nu, l-am prins pe dinul pe Văcărești. A fost și cameră la el, la dinul pe Văcărești. Eram eu, Pici Tăbăreanu, Pici, Matul Tăbăreanu, mare, Motorul Tăbăreanu, Lizerică, Lizerică la care face și la spune, tot să se bate cu ăștia pe aici, pe TikTok-ul, zice că el e miezul, că el e fin. Te cred, frate, te cred. Un băiat normal la 10 fete. Mă, mă, zice bine, bărbații, mâncați și la alte țări. Nu știu, dar... Bă, nu te-am făcut proastă, te-am făcut blondă. Dacă te simți proastă, e problema ta. La modul cel mai serios. Pă bune! Cu mine vorbești, m-ai făcut proastă, zi-mi, mă. Nu te-am făcut proastă, te-am făcut blondă. Dacă tu te simți proastă, e problema ta. Dar eu știu că și blondele sunt fete deșepte. Corect? Eu așa știu. A, cu Lidia Ardel, pe la,
Doamne, bă, voi vorbiți între voi, mă, m-ați nebunit și cu mine nu mai vorbiți nici nu mai spuneți nimic. Ce vă mai place să găvăriți? Ați dat de niște copile de-astea pe aici și repede să vă băgați în seamă pe ele. Să le spargeți. Toate nu puteam face nașul pe afară. Făcea nașul pe afară prin Spania și Ungaria de la penitenciar. Se juca de azi cu Fița Roșie. Vrea să fie prins. Luptat în anus, nu? Corect. Ce vrea să ai? Problema lor. Eu am prins mulți bulangii, mă, de ăștia și șmecheri, care erau șmecheri în timpul ăla și au rupt pula în ei. Și au rupt pula în curs să moară familia mea, dacă vă mint. Se zemun la cap și nume sonore. Ce fac femeile la părnaie? Bă, frate, eu am intrat și la el în cameră. Eu am avut ocazia ca să intru și la el în cameră pentru că m-a scos la muncă, când m-a scos la muncă, la un punct de loc cu un Ivașcu. Și a venit odată o gaboroaică cu un gabor de la femei și avea nevoie ca să li se sudeze niște paturi, ai înțeles? Eu când am auzit că e vorba de femei, ești ok, m-am zis la gabor și am zis, băi, mă, ești pe mine. Păi, doamne, bă, mă, ești pe mine, ești nebun la capul să nu mă iei, ești nebun la cap, mergi la femei și nu mergi și eu, vreau să mai văd și eu, mai mergi și eu să văd și eu. Bine, mă, și-a făcut o echipă de asta de vreo 4 inși, ai înțeles, care am mers la femei. Am luat noi aparatul de sudură, că era o aparat de la mic așa, știți de care, de la de sudură. Aparat de sudură, luat și aparat de sudură, eu aveam electrozi în mână. Și dai la femei. Bă, frate, când am intrat înăuntru, aici, ăștia, ce faceți, domnule, unde mă duceți sudură cu tare? La femei, băi. Mă duc la femei, plahoz la alea, mamă, s-o ofticau, ești nebun la cap, că își făceau iluzii nebuni. Ăsta vorbește cu nevastă mea. Deci dacă scriau tu o trei scrisori, gata, asta e nevasta mea să mă răgeu, să mă cu tare. Băi, este nebun. Și am urcat sus la el acolo și a desfăcut ușa, era pe hol. Era pe hol două plantoane, mamă, dar bune, rău. Adică bune, ca femei, ca alea, e mai curățene plantoanele, înțeles, care sunt ca o în cameră separată. Sunt mai curățene ca și femei, sunt mai astea, înțeles? Băi, ești de bun? Mă caută prin Cluj-Napoca? Păi cine slobă să-l bată, măi, Cluj-Napoca? Ia bagă-te în mașină și vină în București. Bă, n-ai înțeles că mă dare pe mine în care ești de fără, cum spui tu, cine pula mea e fără rus? Dați-vă dracu, de tardați dracu care sunteți. Plecați dracu că mă piși pe voi, dați-vă pula mea. Veniți aici, că dacă nu vă iau și vă fut pe bune să moară familia mea, să-ți nebun. Hai, gata. Da, o să moară familia mea. Și ai intrat în... Când a deschis ușa la camera, erau două camere care trebuiau să dată patrule. Băi, când a deschis ușa, bă, frate, femeile normale nu îmbrăcă în maieuri, în alea, mă, bă, sfârcurile așa, de mă lăcat. Bă, frate, dar când a deschis ușa, băi, a venit un miros de pizd. Bă, și să moară familia mea, de mi-a spart nasul ei, de mă lăcat. Și a zis, mamă, ce miroase să moară, mă, lasă. Da, frate, să moară familia mea, nu știu, măi, nenei. Am intrat noi acolo înăuntru, care-i paturile cotare și fai de cameră, hai că vezi că vin la arăt eu. Una a pus mâna pe mine, pe aici, pe aici, bă, nene, înfocate, mă, să moară familia mea, e mai înfocate ca bărbații, de bun la cap. Una făcea semn să ne scriem, dar eu, mâine, rău de tot, bă, sadale, nu pește, ce dracului, era varză rău de tot, ești de bun la cap. Retardatul motiv, băi, da, mă, dar ce este, gogule, în fine. Sudată ea patru, le-a făcut, la camera asta, frate, nu prea mă rog. Băi, da, am mers la camera aia altă. Bă, să moară, măi, cuța, mă, dacă vă mint, s-a deschis ușa. Adică era curat în cameră. Era, mamă, fete, fete. Adică fete de fete. Știi ce zic? Aranjate, rușate, mamă, spălate, mamă, șucare.
Bună seara, bună ziua fetelor, auzi, bună seara, bună ziua fetelor, ce faceți cu tare? Că am intrat înăuntru când am văzut așa. Acolo era o cameră, fii atent, era de astea mai alese, cum să zic eu ție, care erau cu de lapidării. Era și o avocat acolo în cameră, era o doctoră. Adevărat, adică era o cameră cum ar veni mai de șmecherite, cu bani. Ce să zic, am stat de vorbă pe acolo, am arătat ce dracu să faci. De mână, am văzut pe una, dar s-a ferit. Să moară, mă, dacă nu adevărat. Bă, dar spamezi în continuă Austin Nicolae. Ce ai, mă, frate? Mă, zi, mă, ce te doare, mă. Păi vorbește, mă, cu Dumitru Hândele ăla, ca să nu mai injure. Jack Penal, băga-mea și pula în rasa lui Măta. Hai, ești afară de tempura mea. Stai că te bag direct pe bloc. Blochează temperatorul până mâine, 24 de ore, dă-te în sânge. Hai, pa. Ia uite cum nu mai scrii și te uiți la mine, popa, mai încarici de fraier. Da, mă, talent, zice, mă, la femeie e talent să moară, mă. Dacă le vezi pe alea cum scrie, părere, dar eram odată, cotea una mâna pe geam și tot scria și am continuat și mă uităm la ea. Dacă nu știam să citesc scrisurile alea, că se scrie, faci, ce faci, că e, faci, cu tare, din scris, din alea. Să eu mă uit așa, mă uit, ce mă uit, mă, ce trecu zicea, mă, ce trecu zicea acolo, dar vine unul, Gabriel, ce faci? Să-mi stai și la geam, dar el citea, ce faci? Ce faci? Mă, ce zicea acolo, că mă continuu scriind și cu lumea efecția, înțeamnă ce faci? A, bine, eu țipam bine cu tare, mamă, dacă te-am de gardă, te leagă, ești de mână la cap. Da, frate, ești nebun la cap, despre ce vorbim? Despre ce vorbim, ești nebun la cap? Păi astea care sunt mai frumușile sau alea, că de-aia m-am mirat, că am văzut aici un bloc la Montana, pulă. Mă, e vărzar de la pula mea, e carditor. Ia da să citesc o poveste la aia, să o înveți, e bun. Păi aia, dacă intram pârnaie, în orice pârnaie, în primul rând, la degetoaicele și futea. Le futea cu degetul. Hai să futea cu degetul. Și în momentul când te fute cu degetul la femei, e jositor, că te face cum ar veni nevasta lor și nu mai muri. Să moară, mă, mă, ești de bun la cap. Că de-aia asta când se ceartă în dumneavoastră, făi asta care ai primit degetele cu tăriță în tine și pomenește de bărbat cum ar veni femeie care îi pute cu degetul. E jositor, frate, să moară familia mea la ele chestia asta. Sau o băga cu botul în pistă și te mână ca să-ți tragă limbi în pistă, săracă. Era frumoasă aia, era bine, arăta bine. Ce trec, cum o minciună răsfundată, dar uite că are merge sus, are actualitate, să mor. Da, m-a mințit 30 de zile, nu există 30 de zile carantină. Zice că am prins pandemia, nu mă tași, le-ai cu fă din gură. Ești nebun. Coține apare spre să strâni la pandemia, ce le-ai cu? Să mor de nu adevărat. Și de asta zic. Da, mă, frate, dacă vedeai, era o cameră de bilizoaice, bă, să moară mama, dacă vă minte, fratele tău cu ceva, aici de bun la cap. Eu nu prea vedeam bine până acolo, că era depărtare, dar aia după a treia, după a doua, după a treia, care era un, 1, 2, 3, era, băi, chiar în fața lor, așa, erau, vedeau, tot blocul vedea. Băi, nene, s-au urcat bilizoaicele seara, ziceam, după apel, pe la 8, 9, ești de bun la cap, și începeau, ești de bun la cap, câte două, trei, bang, își lua limba în gură, în geam, ești de bun la cap. Începeau să se mângui, țâță, în geam, țâța în gură. Ălea, bune ăștia, mă, cate și te iubesc, te cutare, ai, Iurea, ce iubești, gratia, să moară familia mea. Se opreau, haideți, fratele, cutare. Păi, dar noi nu fumăm și noi, ce facem, nu am să-l, mamă. Erau caleși făcute cu gută, de la bărbați la femei. Și începea să circule care și bam, 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 pungile cu țigări, cu gnesuri, cu mâncare. Continuă ce mai continuă, buf, iară țigările, gnesurile, mâncarea. Păi ce am mai spus, dacă te minte, ești nebun. Termina alea, hop. Dar nu-i lăsa mult sau alea, dar a făcut unul odată și o pe bune mâncați și o tras din pisă. Și mă, s-au recitat, au nebunit, să moară mama adevărat. Păi de bun, a doua zile a spart camera. Să mor dacă nu a doua zile a spart camera, frate. Este adevărat că Calaro domina pușcările în sensul că erau cei mai răi dintre deținuți. Bă, nu erau cei mai răi, erau mulți, ai înțeles? Că, de fapt, cel mai jmecher și mai jmecher din toți ăștia e prietenul meu, Remus, ai înțeles, cu Calaro. Dar, și mai e și Belmondo, ești de bun la cap și Belmondo, ești de bun la cap.
Ba da, și Belmondo. Dar așa, pe restul care mai erau pe acolo sau cu astea, bine, mă, erau, țineau foarte aproape, ai înțeles? Țineau aproape, frate. Asta e șmechirea, că țineau aproape. Bravo lor! Mi-a plăcut să mă la familia mea. Dar adevărat, e greu să le faci față la cucarare. Multă lume. Are spălat până, ai spălat astea. Mulți șmechirea tamponă cu cucarare. Să mă rămân, mă, dacă te minte. Eu am avut prietenii cu toți, pentru că dacă Mardi, care era, ne-am putut și cu astea, a fost în față cu tata și am fost prieteni buni și pe spital și pe alea, îți dai seama că nu... Și nu mai e de chestia asta. Și eu, ca și om, așa, am fost băia bun. Ai înțeles? Adică n-am fost zeanță, nu alea, nu alea. Și oamenii știe să respecte. Nu sunt, cum să zic eu, știe să respecte pe cine trebuie. Dar acum e o logică. De mână, dacă sunt 20 de fraieri și 5 șmechere, pe cine respect? Băia care mai e șmechere, nu pe 20 de fraieri, ce faci? Tăbăr pui ca să-i prepelești pe cea mai scump. Logic. Asta e legea de pârnaie, frate. La ce te referi, boss? Mascular, auzi. Băi, Lidia, tu ai spus că ai, cât să ne-ai zis că ai? Eu am 13 ani și tu 18. Pe tine te dau afară că ai 13 ani să nu mai stai aici în ceas. Așa, că ești foarte micuță, că acum am dat seama. Blochează utilizatorul 24 de ore, că nu știu să blochez mai mult. Ești afară de aici. Și cine mai e pe aici care sunt mai mici? Așa, și ca fete și ca băieți. Că îi dau afară pe toți, nu mă interesează ca să am oameni pe ceas. Pleacă, dracu, mă, cu politici, ce să facă, să vină, să... Poate cel mai lucru ca ce face, poate ne bagă împreună în cameră, ești de bun la cap. Pleacă, mă, dracu, de aici, du-te, dracu, de aici. Auzi, stai să mai îți bag și eu un bloc, ca să pomenești hater. Stai să te duci și tu frumos, hai. Ja, ja, te-ai dus, dă-te, dracu, de pe cursă, te-am pus pe cursă la fărășul, ești de bun? Te-am îmbrăcat în pustiță, ești nebun la cap, dă-i drumul, dă-te dracu de leșinatul purii mele. Am auzit că Remus s-a lovit ca 20 și toată camera. Cum adică, mă, ca 20? Ce spui acolo să dăm? Da, mă, Remus, e smart 2, să moară familia mea, e smart 2, smart 2, nu glumesc. Ești nebun la cap, și sport, și box, și așa, e smart 2, omul, nu, dă înapoi, nu alea, Remus, e smart 2, să moară familia mea, ești nebun. Prietenul meu, frate, adevărat. Dar nene, da, era bun. Să mor. De care Chira spui tu? Sigur, mă întreb de Cristi Chira la Chira, nu? Băi, nu l-am prins pe la pârnaie, nu știu despre el, ai înțeles? Chiar nu l-am prins și nu știu ce să vorbesc despre el. În rest, a fost cu fratii meu, s-a respectat cu fratii meu. Pe mine mă respectă, eu îl respect că m-a respectat și n-am ce să vorbesc despre prost. Bă, bune, fără mișto. Pe mor. El am cu ăștia la frate și nu sunt proști. Hai să vedem cum stă situația pusă. Salut, salut, Gabi. Deci o mai spun încă o dată, vedeți că mâine... Deci mâine la ora 4 a Angliei, ora 6 a României, va fi gala de kickboxing, Road of Glory 2. Se va transmite în direct pe canalul de YouTube CTP-ul al lui... Oh, ce l-a spus. Alo, Ambrozie, ați înțeles? Căutați și tupeu și o să vedeți gala care vreți să vă uitați, fără niciun ban, fără nimic, în direct. Alo, George Ambrozie, da. O să vedeți gala fără niciun ban, fără nimic. O să o transmită direct, deci fără costuri. Ca să înțelegeți. Da, alo, Georgica. La Georgica, da, pe canal. La CTP-ul. Deci, intrați și la canalul CTP-ul. Alu George, mâine la ora 6 a României, care sunt prin Anglia, la ora 4. La ora 6 a României, vorbim de România noi.
De ce crezi, mă, că sunt eu mascul alfa? La ce te referi? Aiurea ești. Sunt trei centuri sau patru centuri europene puse în joc, printre care va fi și meciul cu Tolea și Paris, ăștia care s-au contrat pe TikTok și alea. E cam greu, că n-au avut acces să exceptul aici ca să vadă meciul ăla sau alea, că îi costa prea bani mulți, nu erau oameni acolo, dar puteți vedea meciul fără bani, ca să înțelegeți. Că lumea plătește abonamente și alea ca să vadă. Acolo, da, transmiteți tot de gala. Cred că o să transmiteți tot de gala. Ați înțeles? E un meci foarte important, care e pentru centura europeană, de care se boxează un român al nostru, un Răzvănel, care a fost antrenat, care este, a fost antrenat și este antrenat de maestru Marius Bereșanu. Eu zic că o să fie o gală super interesantă. Bătaie, nebunie și mai ales curiozitatea maximă e să vedem și noi cine bate între Tolea și Paris. Logic, nu? De ce n-ai timp să uiți? E telefonul. Te uiți pe telefon. Care e problema? Iar ai venit, mă, mâncați și mamă, Big Hatter, alt nume. Stai și tu intră și la bloc. Hai, du-te. Hai, mă, că vă pun așa cum trebuie. Băi, frate, ăștia sunt nebuni, mă, bă, ce-am vezi? Mă, bă, cine v-a văzut? Bă, și eu spun că bată tu Paris. Ați înțeles? Eu personal cred că bată Paris. Paris, dar și tu alea, frate, și tu alea știe. Și, dar știi care e chestia cu tălea? S-ar putea să ia gazul prea repede. Ai înțeles? Că e mai tânăr Paris. Paris are vreo 40 ceva de ani și tălea mâncat să-și are aproape 60 de ani. 57, 58. De-aia zic. E o diferență de vârstă. Cred că de vreo 15 ani. Poate și mai bine. Acum depinde și cât de bine ai la Paris. Că îi mai place să și tragă în Paris, fără supărare. De-aia zic. Da, am înțeles, Găbiță. Dar nu se bine nici pe ăsta, că în ultimul, am văzut și ultimul meci al lui Paris, ăsta nu prea a prezentat așa, adică nu prea a dat randament puternic. De-aia zic. Deci vă mai zic încă o dată, fraților, bă, câte ceasul în Cavași? Care spuneți, nu știu mie câte ceasul, că dacă mă uit aici, oh. 11. Deci de asta vă zic, se vede gala fără niciun ban, fraților. Gala sau se vadă fără niciun ban ca să fie ok. Să vedem cum de cum lucrurile s-au alea. 40 are Paris, vezi? Am înțeles și pe frumos. Mersi frumos, băieți. Deci ăsta are 43 de ani și el are 56-57, cred că are. E diferența de 15 ani, cred că e între ei. Bă, contează. Ești de mult la cap că e și chestia asta că tinerețea cam bate. L-ați văzut și voi cu asta. Bă, iar vrei, mă, acum am pus să plătesc 300.000 de euro? Asta. Apar, iar îți dau la muie telepaticul ulei, mâncația și pizza cu margarină. Stai așa că îmi place ce spune, las cu asta, Minecraft, ia stai, stai așa. Mâncația și pizza cu margarină. Margherita, că îmi călăresc până la morți, nu, bă, în fine, hai să fii sănătos. Vii tu aici, sănătocule, bă, tu știi că eu am 3 milioane, bă, Gămeș, bă, du-te dreacu de bou, dreacu, hai, îți, ia uite, că ești obraznic, ai 3 milioane de euro și stai pe cea de la mine. Tu te dreacu, bă, de aici. Te dreacu de aici. Când asta zic, că, hai, nu știu, să vedem acum, vedem și noi mâine seara cine bate și cine nu bate. Bă, bune, că n-ai, nu poți să te seama. Păi da, frate, l-ați văzut, bă, și voi meciul cu Blându și cu ăla, cu, cheamă, cu... Hambalistul ăla și de mult la cap.
Dar astea nu sunt meciuri, mă, nici n-ar trebui făcute meciuri de astea la diferență de vârstă. Da, mă, câți ani ai? 50. Găsește unul de 50, bate-te cu el. Ai înțeles? Și, bă, hei, să găsesc, fă-i doar raport? Nu, i-am făcut, mă, raport, dă-l dracu. Ești de bun. Ce fac? Îl las fără pachet? Ce fac? Mai bine bagă ăștia dracu pe izolare. Părbăți pe după mine, ești nebună ca, băi, mai băga pe izolare, ești nebun. Deci, mai intrați pe canalul de YouTube CTP-ul al lui George Ambrozie și vedeți gala care este în Birmingham, unde se bate Tolea și cu ăsta, cum îl cheamă, Paris. O vedeți în direct. Nu vi se cere bani, nu vi se cere absolut nimic. Ca să înțelegeți. Altru, am o întrebare. De ce tot te iei de Erin Dumitru? $25,000 de milioane de bani și părinții noștri ne permitem să bem energizante extra cândel. Păi dacă îți permite părinții tăi să bei energizante, aveți niște părinți pombă. Da, mă, ești, mă, bogat, nu știu că nu ești nipit. Bună seara, nipit. A, ești afară, frate, sau ai venit, te-ai întors? Da, George e doxă, mă, George e băiat bun, e altceva. Sunt nebun. Fumez, bă, fumez. Te pup, te pup în ipi, frate, să trăiască familia ta și copiii și tot ce-ți dorești, frățioare. Fumez, mă, de ce să nu fumez? Auzi, fumez, mă, normal că fumez. O să... Bă, o să cam intru în fiecare seară pe aici pe YouTube, pentru că vreau ca să... Cine intră și cine asta, dacă le face pe cele, să-mi dea și mie abonat de la acolo, la... să fac subscriber aia nebuni. Nu știu dacă și-a pierdut urmăritorii sau asta, ai înțeles? De asta, eu fac și o datoria că e prietenul meu, frate. Uite, și Alberto își face datoria că sunt prieteni. Și George ne-a ajutat pe toți. Pe mine nu m-a ajutat. Da, e băiat de nu-ți face, frate. Yes, într-adevăr. E băia bun. E dulce. Ia ceva. E dulce și ceva, dar nu mă recunoaștem de mici. Ce vrei să zic? Eu, el, Gogu, care suntem mulți. Ia bea mai energizantul din mătă. Hai. Hai, bea pe ăla din mătă. Hai, du-te. Băi, vă rog frumos, dacă vă face plăcere și aveți bună voință, dați și voi like-uri de alea, like-uri. Dar unde sunt de la, de la muncă? Nu, să le, nu știu, habar n-am, nu mai rămas. Dați-vă și voi like-uri. Dați-vă și mie like-uri, că stau și aici cu voi. Mă înjurați în continuu, mă, alea, mă, alea. Să mor de nu adevărat, zic. Vă suport. Fără bani, fără nimica. Vă suport așa ca și oameni. Măcar dracu de din deget. Sunteți 20 și ceva, că sunteți 35 de inci pe live. Dați, frate, și voi un like, dacă nu moare nimeni, să mă arăt. Dacă îmi face o plăcere, dacă nu, ce pot să zic? Tot să vă trăiască familia voastră și ce vă doriți să zic. Să mă vorbim adevărat. Nu o sunt eu cu asta. Băi, fraților, eu cred că mă retrag. L-am văzut ceva și așa, am stat 2 ore. Hai că stau până și jumătate, 2 ore jumătate, ca să fie ok. Mai stăm până la și jumătate, frate. Mai stau până la și jumătate, mă retrag.
Când să vină cineva să mă la muncă, ești de bun la cap, sau și cu mama mea, îmi iau și eu așa ușor. Să vedem dacă vrea vreun mărțișor. Știți voi ce zic. O să mai pun mâine vloguri în continuare, un vlog urmând. Motorul vlog care este George să stai aici în Ambrozie. Da, păi, stii, da, frate, da, da. Da, mă, Mario, mă. Unde vrei tu, mărețeană? Unde vrei tu, coaie? Uite, vezi? Iar ești obrazit și tu, ai pași tu. Te-am dat pe 24 de ore de te dreacu, de jupuitul dreacu. Să nu mai pomenești nimic. Păi, bă, Florine, tu stai în Ambrozie, mă? Mă? Că mai te-ai spart. George a stat aici. Aici, adică la tine. În Ambrozie. Eu nu am aici, așa ceva nu am. Dar dacă o face plăcere, vă rog frumos, dați-mi și mie like-uri, să vă trăiască familia voastră. Pe Claudiu de la Gara mi se pare că l-am cunoscut, dar și pe Gârvan, pe Vali, cum să nu. Nu înțelegeam, pe Cavan, nu înțeles. Ia să vă să chemăm și noi pe cineva, să vedem, chemăm și noi pe cineva. Pe cine? Putem să aducem și noi pe cineva? Sunt mulți online. Nu sunt mulți online. Asta e ce îți faci. Așa, trașmân. Salut, poți să îmi dai gunoaiele să mănânc? Să îmi dai gunoaie să mănânc? Ce vrei, băi, ești sugător de pule, ce ai? Cere să respecte pup, să trăiască familia ta și tot ce-ți dorești, nene. Sau să nu vrei să dai gunoaie să mănânci. Vă place să fiți înjurați, să stai masochiști, mă. Când era coadă, da, bravo, da, la el în scară, da, nene, da. Dacă nu-mi dai, îți dau două capaci. Pleacă, dracu, de aici. E nebun la cap. Dă-i drumul de aici. Păi da, căpăcește-mă bine, frate. Pe cine, pe Ambrozie? Păi a fost salut tropicalul, mă, al taxului, de mână la cap. Salut, salut, Nicușoare. Salut, frate, ce să fac? Mă, să fac și un pic pe live aici pe YouTube. De fapt, o să fac live în fiecare seară ca să pot să cresc canalul ăsta. Faci o poveste la început, nu poți să faci povesti toate, ești de mână la cap, că dacă dau drumul iar la o altă poveste, acum iar să sângerăm, iar după aia mă încarc pe... Nu-mi place mie. Vlogurile care le am sunt vloguri. Nu știu dacă o să mai intru live. Să mor de nu adevărat, zic. Nu cred că o să mai intru live. Știi când o să intru live? După ce termin de pus toate vlogurile. Cu povestea care o am. Pe bune. Ca să poți să fie ce trebuie să fie. Mersi, mersi, Nicușoare, să trăiască familia ta și tot ce îți dorești. Vedem acum dacă mai intru live, dacă nu mai intru live. Nu știu, mă gândesc, mă orientez. Mai face o poveste, dar prea multe povești, bă, multă lume vrea povești în continuu, povești în continuu. Păi în continuu, așa, în continuu. Lasă-i, frate, nu mă înjurat, să mor, că e aiurea. Alu, soacră, da.
Oh, frate, da. Ba nu, mă. Era alu... Ba da, mă, alu Socus, alu Socus, da. Alu Socus, alu Socus. Așa e. Tropicală. Intră aici cu George Nevasel să intre. Intră, păi nu, păi frate, că nu... N-are, George nu e, n-are cum să intre. Nu, nu poate să intre, cum să spun ce, acum, în seara asta. El a fost el cu soția lui, s-au dus, se plimbe sarea și la ora 12, la ora 2 noaptea de la noi ajunge în Anglia. Dai seama că nu e adecat să intre duce acasă, spală și în seara, doarme, că e obositor. Mâine seara, la ora 6 seara, puteți să intrați pe canalul lui de YouTube, pe cetul peu și vedeți gala de la Birmingham, unde se bate și Torea și cu Paris și unde sunt niște centuri foarte importante puse în bătaie. Nu e box, e kickboxing, ca să înțelegeți. Înțelegeți? Da, primul restaurant privatizat din România. Așa e, da. Deci nu e box, e kickboxing. Pe box se pare că e Tolea cu ăsta, cu Paris. Singurul meci de box. Cred. Sau fi pe kickbox, o fi transferat și un kickboxing, nu știu, sigur. Dar vedeți mâine seara. La ora 6 seara, ora României. Păi costă, frățiorul meu, CLS-ul, CLS-ul, costă, frate. Costă și la mine încă n-are ce să coste, că eu mai am până să ridic canalul sus ca să poată să coste. Ai înțeles? Că costă. Dar oricum o să las chat-ul deschis pentru toată lumea. Numai că mă ia creierea și-l opresc. Dar nu opresc, nu e chat-ul deloc. Mai bine mă joc cu ei. Îi trimit pe la cambuz, îi trimit pe la WC-ul, și ne până cap. Mai bag câte unul pe supat, mai aduc câțiva pe la 4-3, că se ies, că stai nici ce să fac. Dar găsesc ce să fac. Dar vedem acum, cum și ce fel să problemă. Vă duceți mâine seară, dacă vreți să vedeți gala, o vedeți live, fără probleme, fără nimic, nu vă deranjează nimeni, stați în pat, vă dați zoom-ul la YouTube, poc, pe ce tu pe ați văzut gala. Să mor. Am văzut că ăștia nu sunt pe aici. Ia să-i puteți să-l cheamă în timpul ăsta. Sunteți careva pe la, știți, pe Albertul ăla, vă uitați și voi puțin pe YouTube să vedeți dacă e, lasă-mă că nu am eu aici să mă uit, nu trebuie să vă uitați voi, ia să vă fi live ăsta, că mai duce pe la el, sau că prietenul meu, frate. V-am explicat și cu Gabor cum a fost tăiat. Deci înțelegeți că e foarte greu să-mi voară familia mea dacă vă mințe fratele vostru. Să poți să ai sânge în belită, să poți să tai un gabor la pușcărie. Că te gândești că te norocești pe viață. Și băiatul nu s-a norocit. Ca să se înțeleagă. O, e Alberto, mă, live, bă, intru la el, bă. Să moară mama. Dar văd că ăsta nu m-a chemat, nu alea. Hai să vedem dacă... Intru pe la Albert, om. Hai, mă pup, intrăm puțin. Păi el nu mai stă mult nici el. Du-te și spune tu să îndrețimea te invitație, frate, te rog eu frumos. Ba da, mă vrea să bage, că așa am vorbit. Hai, vă pup să vă trăiască copiii voștri și familia voastră și tot ce vă doriți. Vă pupă fratele vostru. Ne vedem mâine seară, dacă e ceva. Ori pe la mine, ori tu pe la Albert, vedem-i pe unul dintre. Hai, vă pup fratele vostru, frățiorii mei.